Bună ziua, domnilor consilieri, doamna secretară, domnul primar. Suntem convocați astăzi în ședință ordinară, în dispoziția primarului numărul 8 din 2021. Și vă prezint ordinea de zi. Faceți prezența? 12. Suntem toți, cu cele două voturi, da? Suntem 15. Deci, și toate avizile favorabile. Comandant, avem ordinea de 10 puncte pe ordinea de zi, plus 200. Da, le știm. Numai să le dați pe alea 200 să le citesc. Să vă anunț de la începutul ședinței că am hotărât să scot, să le trag pe ordinea de zi, proiectul cu punctul numărul 6 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție, da? Deci organigrama se retrage, ok. Bun. Aveți aici ok, e regulat. Deci, punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Măgura. Inițiator subsemnat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie. Inițiator domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare. Inițiator domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ prin Universitatea din Liberaza localității Măgura, inițiatorul domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, bugetului local al Comunei Măgura, la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, inițiator primar Costra Șordache. Punctul 6 este retras de inițiator. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familie beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021, inițiator primar Costraș. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Măgura în Sistemul Național Electronic de Plată, online, a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. Inițiator, viceprimar, Talat. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind însușirea deciziei numărul 9/1 din 2021 și raport de follow-up numărul 1953 pentru decizia numărul 9 Camerei de Coroane. Inițiator, domnul primar. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea Performanțelor Profesionale ale Secretarului Comunei Măgura, inițiator domnul primar, și celelalte două care au apărut pe care le-ați luat la cunoștință. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară din partea BCR pentru lucrarea, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural stat Măgura, Comuna Măgura. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară din partea BCR pentru lucrarea, înființare și dotare grădiniță, două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit. Sat Căhan, Comuna Măgura. Vă rog, vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Așa. Vă supun aprobării procese, am avut două procese verbale, trei procese verbale, scuze. Deci, din... 26-11, vedeți că aveți pilis de acolo. Stai până la aici. A, procesul verbal din 26-11, de la ședința ordinară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Vlad, procesul verbal din 26-11. Unanimitate. Da. Dacă celălalt, 200. Da, 3-12. Procesul verbal din 3-12. Cine este pentru? Eu mă abțin că n-am fost prezent. Prezent nici eu n-am fost. Deci abțineri sunt două, domnul Puiu și domnul Chitic, că nu au fost, da? Două abțineri.
Procesul verbal din 28-12. Cine este pentru? Am obiecție aici. Când am luat cuvântul, s-a trecut că am cerut fonduri pentru a se achiziționa saci. De fapt, am vrut stat să poate face o promovare folosindu-se saci de culori diferite pentru cele trei tipuri de deșeuri, galben, verde, albastră. Nu să cumpărăm saci pentru cetățenii cu mai lungă, până cu noi în ea. Era vorba de o campanie de informare cu cele trei tipuri de deșeuri care sunt diferențiate pe culori. Da. O să rectificăm. Deci cu rectificarea care o facă doamna secretară, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Domnul Vicer, vă invit în față aici să veniți nouă stația. Vă rog frumos! Mulțumesc! Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare. Câteva cuvinte în calitate de inițiator. Regulamentul a respectat prevederile codului administrativ. Într-adevăr, au apărut unori din 25, acum, recent. Din ce am discutat cu doamna secretară, o să trebuiască să-l completăm luna viitoare cu o anexă sau două. Sunt câteva anexe diferite, da. În ordinul 25 și nu... Adică și ordinul este... făcut în concordanță cu ordonanța, ca putere legislativă, ordonanța e mai puternică, ordinul nu putea să se abată de la ordonanță. Numai că au venit cu câteva anexe care nu erau de deci să completăm da. Luna viitoare. El nu este, nu este regulament cadru pe care trebuie să-l respectăm atunci de anumitate formă, este orientativ. Domnul Răzvan. Da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte, doamna secretară, stimați invitați, la primul proiect de ordine de zi, în ședința reunită pe comisie, pentru a dezbate și a... Răzvan, două secunde, te rog, încerc spune. Avem un amendament la proiectul ăsta pe care să-l prezint. Asta vrei să spui, te rog. Așa, am convenit cu toți inițiatorii și aveți amendamentul registrat înainte de ședință, așa cum prevede regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, articolul 43 alineatul 3, și am adus o modificare sau adăugare, dacă pot să zic așa. Un amendament. Amendament. Prin care noi, în vechiul, în actualul, de fapt, regulament, aveam amendamentul, puteam să-l aducem înainte de ședință în scris, înainte din începerea ședinței, să ne înregistrăm la Secretariatul Comunei Măgura. Noi am adăugat că amendamentele se pot aduce și în cadrul ședinței, după începerea ședinței, prin votul Consiliului Local. Pentru că, și aici vreau să fac o remarcă scurtă și obiectivă, de fiecare dată, noi când dezbatem un subiect, s-ar putea, indiferent, oricare dintre noi, să-i vină o idee mai bună. Sau, din dezbatere, să nască altă idee care să fie, nu știu, constructivă pentru Comuna Mătura sau pentru administrația locală. Și de aceea, eu cred că este de bun acord venit la amendamentul. Vă mulțumesc frumos, domnul. Singura mea rugăminte pentru colegii consilieri care vor să facă amendamente înainte de ședință, să folosiți formularul pe care îl aveți în regulamentul de organizare și funcționare. Da? Și vă gândiți la ce fel de amendamente vreți să aduceți. Dacă schimb cumva din conținut, nu cred că e în regulă. Adică dacă gândiți dumneavoastră ca să aduceți un amendament care vizează efectiv articole din legislație, ar trebui adus înainte pentru ca doamna secretar să poată pronunța pe legalitatea la ceea ce cere dumneavoastră. Cam asta e ideea. Mulțumim, domnul primar, așa o să facem. Într-adevăr, aveți dreptate, o să le dezbatem. Așa, pe discuții ce facem noi și soluții pe care le găsim la pentru îmbunătățirea proiectelor, e regulă, nu cred că aceea da, ceva potrivit. Dar dacă discutăm de articole directe, de legislația în vigoare care poate fi, care este invocată de dumneavoastră amendament, atunci este... Dar doar atenție, deci noi n-am modificat, am adăugat. Da. Am înțeles. Am înțeles. Da. Doamna secretară, pentru că sunteți creierul. Apropo de amendamente, uitați că dau un exemplu și am rugăminte la dumneavoastră. Nu întâmplător am creat acel grup pe WhatsApp pentru o comunicare mai facilă.
Chiar dacă domnul primar a retras proiectul 6 de pe ordinea de zi, exista un amendament. Ca exemplu la ce a spus dumneavoastră, să ne consultăm un pic înainte. Era vorba de scoaterea din organigrama postului de audit public intern. Există o lege, este 672, care prevede inclusiv sancțiuni când nu ai organizat auditul public intern. Deci este ceea ce primul mă lucru pe care cere Curtea de Conturi ne întreabă, aveți audit public intern organizat? Resursii internă sau externă? Domnul Berăjur, vă rog frumos. Vă scrieți auditul public intern, da? Noi îl avem în organigramă. Ne-au întrebat, dacă este în organigramă, nu este suficient. Dar încheiem că s-a retras. Adică, ca exemplu, da, să știam, doamna, ca exemplu, vă rog frumos să folosiți atât cât știu eu legislația, ca să vă ajut. Ăsta este rolul meu. Da. Asta era o părere. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva să... Președintele Ministrativ. Domnul Duminică. Ce scuze. Este practicat la voi. Am înțeles. Doamna... O completare aș vrea să fac aici. Îi mulțumim, doamne secretari, că am înființat acest grup de WhatsApp pe care eu am auzit acum și poate mă introduceți și comunicați ca să putem să comunicăm. Am alt număr pe WhatsApp, vi-l trimit prin mesaj imediat. N-am știut. Am încercat. Și comunicăm ușor, așa. Am și solicitat colegilor dumneavoastră să mă ajute pe care nu pot să-i înregistrez, că nu sunt chiar expertă. Da, nicio problemă. Acum vă trimit mulțumesc. Numărul. Mulțumesc și eu. Nu, ideea, domnului Răzvan, dacă îmi dați voi mă președinte. Este vorba dacă în timpul discuțiilor apare ceva și cineva vrea să facă amendament și dacă este legal și dacă inițiatorul acceptă să fie introdus. Uite că da, dar nu am încercat o situație de poți verifica legalitatea, dar trebuie ceva timp. Depinde, sunt chestii care... Vești pe rost, dacă sunt în zboare, dacă sunt deosebite... Dacă proiectul este acceptat pe ordinea de zi și în cadrul discuțiilor sunt păreri care pot aduce îmbunătățiri la proiectul prezentat, nu pot. N-am avut niciodată situații de genul ăsta în care chiar și inițiatorul să nu accepte. Adică așa o prostie. Vorbim, poate mă repet, vorbim de situații în care sunt invocate articole de lege care trebuie să verificate de secretarul comunului. Nu putem aprova hotărâri de Consiliu. Putem la hotărâri de Consiliu fără să știm exact dacă suntem prelegi sau nu. Asta era ideea. Așa discuțiile care facem noi aici nu cred. Atâta timp cât sunt benefice și constructive. Nu cred că cineva ar avea vreo problemă vis-a-vis de adoptarea lor în cadrul hotărârii pe care urmează să o luăm. Da. Mulțumesc, domnul Berușca. Noi am venit cu acest amendament tocmai pentru ca să putem să schimbăm puțin acest regulament. Până acum chiar nu ne permitea decât în scris. Acum să ne se permită și în timpul ședinței. Într-adevăr, vom verifica, vom vedea dacă stau sau nu în picioare. Nu o să vină niciun polemic. Eu sau vreun polemic, nu știu ce de-astea care vor fi foarte complicate. Asta am vrut să spun și acum să supunem la amendamentul și acum. Mulțumesc. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul sau unde e amendamentul și după aia. Amendamentul? Amendamentul. Cine este pentru? Aveți un amendament? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre amendat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Singura mențiune este cu doamna director Vasiloiu, nu știi de amendament. Da, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-martie 2021. Vă rog să faceți propuneri. Domnul Răzvan. Domnul președinte, eu propun pe domnul Lucian Berușcă. Accept propunerea. Mai aveți alte propuneri? Să supun, pentru a fi supus la vot, trebuie acceptat. Domnul Berușcă, deja intra bine președintele ședinței, deja este în disciplinat. Mai sunt alte propuneri, dacă nu vă spun aprobări, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Ești un președinte unanim acceptat. Am verificat, erau propuneri. Măcar trebuie să vedem cum. Nu, nu. Eu n-am văzut nimic. Verificați. Nu. N-am văzut nimic.
Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de ține școlare pe rază OAT Comuna Măgura. Aici avem o abținere, doamna Vasilovă, da? Da. În conflict de interese. Vă rog să vă înscriți la discuții. Domnul Ciorcilă. Domnul președinte, având în vedere că eu și colegul meu Lucian Berușcă suntem în Consiliul de Administrație a Școlii, am discutat situația, nu cred că este nicio problemă, adică noi am fost de acord cu tot ce s-a discutat în Consiliul de Administrație. Asta este tot. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Altcineva? Dacă nu vă supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Una. Abțineri, doamnă. Mulțumesc. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea bunurilor imobile, clădiri și terenuri aferente, unde își desfășoară activitatea rețeaua unităților de învățământ pe raza localității Măgura. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Dacă nu vă supun aprobării, cine este pentru? Abțineri, doamna Vasilu. Doamna Vasilu. Abțineri, împotrivă, mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Măgura la încheierea gestiunii bugetare al anului 2020. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Dacă poftim un loc berușcă. Chiar eram surprins, da? Da, am stat. Nu puteam să vedeți că domnul primar și nu îi adresează. Să întrebăm normal, ești bun simț. Vă întreb, domnul primar, cei 300.000 de lei la care faceți referire sunt în facturi care trebuie defondate acum, în perioada asta, până acolo, bugetul sau? Nu. Eu aș vrea să înțelegeți și dumneavoastră că se stabilim pe acolo ăsta. Să-l avem la îndemână pentru toată perioada anului. Și vă spun și de ce. Sunt situații cum este cea care se derulează acum cu PNDL-ul. Sunt facturi depuse din luna octombrie și încă n-au ajuns la deportare. Noi intrăm deja în arierat. Și atunci am zis să stabilim o sumă pe care să o avem la demn, să o putem folosi. Chiar dacă nu decontăm că și construcția. Și cum imediat după aia. Exact. Chiar dacă nu decontăm factura în totalitate că de constructor, dar măcar putem susține o parte din bani. Nu sunt constructor extraordinar de mare. Și vreau să vă spun că ăsta cred că este un avantaj. De obicei, constructorii mari și puteri nu discută. Au trecut 90 de zile, vin somații, nu stă la... Să aștepte să dea explicația. Din punctul ăsta de vedere am beneficiat și din înțelegere din partea lor. Dar nu putem apela veșnic la înțelegerea dumnealor să găsească alte resurse să-și susțină lucrările, atâta timp cât noi am putea să creăm un fond din care să-i susținem măcar cu o parte din bani, o parte din facturile pe care le iei. Și am zis că ar fi suficient așa, că nu au facturile extraordinar de mari. Deci vin cu factura de contare până în 3 miliarde, 3 lei, până în 300.000. Dacă avem în același timp de la ambii constructori de două facturi, să încercăm să împăcăm pe amândoi de suma respectivă până să acoperă golul de casă cu sumele venite de la AFIR sau de la PNDL. Ideea este foarte bună și este normal. Este foarte bună că ne-am întâmpinat tot timpul anului dificultăți vis-a-vis de contările astea. Și atunci am zis că să le întindem un îndreajutor și la oamenii ăștia să vadă că există și din partea noastră un pic de sprijin, dar poate îl dăm un imbol. Dacă tot ați adus subiect obiectivele prin PNDD, ne puteți spune care este situația, corespunde cu graficul de lucrări pe care aceștia și l-au asumat, pentru că din la prima vedere am putea spune că grădinița este foarte avansată, da. Dar școala din Crihan nu prea pare. Școala din Crihan este foarte avansată și aia, interiorul este gata, se trece la parchet. Acum erau la toalete, mai aveau ceva la toalete de făcut. În exterior am migrat un pic până am găsit soluția pentru schimbarea soluția pentru schimbarea soluției prea bine. Până am găsit o altă soluție. Deci, efectiv, treci un pic gaz, o să montăm centrală pe gaz. Până acum, soluția era cu centrală pe lemn. Așa. Și asta presupune să schimbăm un pic și datele probleme prin construcția, care vine lângă școală, unde va fi amplasat centrală. Deci, în exterior, mai urmează să facem doar... Dar nu învăluții inițial sau mai încerci niște construcții? Nu, asta nu. Sunt cadrează. Ba chiar clădirea care va fi construită pentru camera centrală este mai mică, mai restrânsă, că nu mai are spațiu de depozitare pentru lemn. Da, e foarte avansată și acolo. E destul de avansată, să știți. În exterior, urmează să dea varuri, să facă trotuarele, scările sturnate,
Dar când aveți timp, puteți să treceți să vă uitați și dumneavoastră. Subcrează acolo. Da, vă mulțumesc frumos. Da, mulțumesc. Altcineva? Doamna Boicean. Eu vroiam să întreb la punctul 3, suma de 573.381 pentru modernizarea drumurilor de interes local vis-a-vis de Armacului. Dacă are, știu că gazul este acum, dacă are canalizare și apă. La punctul 3? Da, punctul 3. Suma de la punctul 1. De ce punctul 3? Dar e litera C, cu banii pentru... Banii pentru Armacului, că Răzășii, Jevii, Coton... M-am întrebat dacă pe lângă gaz au canalizare și apă. Nu. Asfaltăm înainte de canalizare și apă? Nu. Dacă vorbim de Armanul, da? Da, de Armanul. Păi în afară de Armanul toate au. În afară de Armanul toate au. Păi Armanul are doar gaz. Și atunci vom asfalta și nu vom spate. Probabil o dată denumirea generică a lucrării, care cuprinde și... Avem un contract multianual pe 3 ani de zile, 2021 se canalizează, va trebui să punem asfaltul. Asta este, nu avem. Când va veni apa, probabil 2023, apă, că n-am cam aici. Păi, aici nu credeți că... Nu credeți că și alte drumuri, și alte străzi din comună vor dori același lucru? Dacă nu putem, dacă vă referiți la finanțarea pentru proiectul ăsta, nu putem diviza sumele. Adică nu putem lua finanțarea de acolo, să o ducem la spate. Dacă asta avizați întrebarea dumneavoastră, nu știu. Că mi s-a făcut, se pare ilogic. Așa ar fi firesc, așa ar fi firesc. Doar că... asfalt și după aia se spală. Proiectul este din 2018, e multianual, subsecvent, așa am convenit. Totuși sunt străzi care au gaz, canalizare și apă și n-au asfalt și... Am primit promisiuni și la PNDR în 2017, că dacă avem toate utilitățile din două proiecte depuse, siguranță vom primi unul. Din păcate n-am primit asfalt, dar unde... Am primit grădiniță și școală și suntem o să mișe așa. Da. Mulțumesc sincer, nu prea e în regulă. Cu bună știință să asfaltez ca să-ți poți să spargă după aia. Dar doar n-am aprobat noi proiectul de asfaltare pe Armanul după ce am luat decizia să... După ce a fost aprobată finanțarea pentru... Da? S-au schimbat datele, probleme între timp. Ok. Domnul Talat. Bineînțeles, pare o chestie greșită, dar vreau să vă spun că noi, când am aprobat Armanul, trebuia să avem apă și canalizare, eram aprobat până în anul, pentru anul 2020. Deci trebuia să avem apă și canalizare, că așa era, așa era proiectul. Acum, nu se știe când, trei ani de zile, când o să fie apă și canalizare, pentru că au scos, au început să scoată la licitație, din câte știu eu, Cravă și vin cu niște sume foarte mari, pe care niciun constructor, asta vă spun din... Din culise. Deci, puțin incendii făcute astăzi, nu? Da. Niciunul nu să vină. Adică așteaptă să vină, probabil, cineva, doar o firmă de afară să vină să câștige licitații și poate să-i da la ăștia mici. Adică, pentru că nicio societate românească la ora actuală nu poate... lucrărilor, deci, sunt foarte mari. Domnul, poate domnul Pleșcă știe. Eu vreau să vă rog, stimați colegi, să ascultăm și părerea domnului consilier județean care supervizează de la înălțimea Consiliului Județean problema apie pentru corectă. Dacă îmi dați drumul, domnul Beruș, că era la o două intervenții, să termine de aici. Am înțeles. Domnul Bogdan, vă puteți da un pic de lumină? Doamna secretar, stimați colegi, îmi pare bine să vă văd. În primul rând, la mulți ani pentru anul acesta. Vă doresc să aveți un mandat cu multe realizări, mai ales pentru comună mai mult, nu personale și personale, dar mai ales pentru comună, pentru asta sunteți aici. În al doilea rând, am văzut și câteva proiecte pe ordinea de zi, am văzut că e vorba de excedentul bugetar pe care îl împărțesc pentru anul ăsta și ați adus în discuție și proiectul de apă și canalizare, unde e o chestie destul de dedicată aici. Vreau să-l întreb și eu pe domnul primar, că
după cum mai știm și noi din culise, cum sunt obiectivele îndeplinite pentru CRAV, adică ne-am îndeplinit obiectivele ca să poată să vină să facă investiția în Comuna Măgura. Dacă asta e prezența dumneavoastră, asta e scopul dumneavoastră. Nu e niciun scop, eu pur și simplu văd de prezența, prezența la ședință, să aflați dumneavoastră din culise, noi nu ne informăm din culise, lucrăm la suprafață cu situații clare și reale. Păi și care este situația? Situația este cea pe care o știți și dumneavoastră. Care? Am primit și noi notificare ca fiecare UATE din județul Bacău, din cele 40 ceva de UATE-uri, că s-a semnat finanțarea la, pentru toate proiectele prinse pe POIM și în regulă. Ați ceva ce doriți să știți. Poliți întrebarea. Nu am pus întrebarea. Au fost dispoziție niște măsuri care trebuie îndeplinite. Și am venit să vă întreb dacă sunt îndeplinite aceste măsuri ca să vină să facă investiția să facă acest lucru. Hai să înțelegem clar. Trebuie să fac toate lucrurile clar, ca să înțelegem, da? Condițiile îndeplinite pentru CRAV vizează alt lucru, condițiile pentru implementarea proiectului vizează altă problemă, da? Pentru condițiile pentru implementarea acestui proiect sunt îndeplinite. Altfel nu intram în finanțare, adică când s-a semnat, finanțarea pe POIM, cam asta viza, ca toate cele 42 de UAT-uri cred să îndeplinească condițiile. Dacă nu ar fi îndeplinit aceste condiții, nu am fi fost trecut pe lista localităților în care se vor implementa lucrările. Da? Aici n-am dreptate și vă aflați în promale de... Posibil să facă promale. Dacă nu îndeplinți aceste condiții de eligibilitate, CRAV-ul poate să-și retragă toată investiția de pe Măgura. Adică dumneavoastră trebuie să îndepliniți acele condiții ca să poată să vină să facă investiții. Și nu cred că mai aveți foarte mult timp. Eu din câte folos noi le deprind. Dacă nu asta aveți alte informații complementare. Poate să vin data viitoare și cu planul de investiții pe care vi l-a dat CRAV-ul ca să vedem dacă le-ați mai bine. Bine, dacă dumneavoastră aveți timpul necesar și doriți să veniți să ne asigurați, eu nu mă supăr de la nimeni. Chiar cred că ar fi de interes și pentru locuitorii comuni să vadă acest plan de investiții, să vadă dacă sunt realizate acestea. Aș vrea, chiar dacă știu că am reprezentat activitatea aici prin colegii mei și vreau să le mulțumesc, că o să țin de aproape cu ei și cu toată lumea, pentru că sunt direct interesat ca comuna să se dezvolte, să evolueze și voi munci cot la cot cu dumneavoastră. Dacă voi urmări și investițiile în aceeași măsură și toate cheltuielile făcute de Comuna Măgura. În aceeași ordine de idei, cred că proiectul ăla de hotărâre de pe ordinea de zi, știu de ce l-ați retras, nu neapărat numai ăsta, dar vom discuta și asta în momentul în care o să fie pe ordinea de zi. Am văzut că a apărut acolo și un post de consilier al primarului. Din cauza asta, cred că dumneavoastră în trecut, știu că am luat și o parte din Consiliul Local, vă tot plângeați de locul din primăria Măgura, că nu mai aveți loc unde să mai existe angajați. Acum văd că tot faceți tot felul de angajări, inclusiv consilier personal, ceea ce nu mi se pare normal, cred că sunt altele prioritățile, dar, na, după cum știți, vă organizați... Exact, aici a spus bine. Da, organizarea dumneavoastră. Doar după să-l desamunțe. Și doresc succes în măsură, vreau să termin. Mulțumim că am voie să participez la acea ședință de Consiliul Local din județul Bacău. Și de asta am venit. Vă mulțumesc frumos și să știți că voi ține aproape de dumneavoastră, tot sprijinul mine, dacă aveți nevoie de ajutor. Așa, vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Consiliul Județean. Domnul Berușca, a doua intervenție. Ah, scuze. Sunteți în programul eroare, organigramă și datul de funcții și aparatul, în special aparatul de subordine a primarului și organizează primarul așa cum crede că este necesar ca să poată să ducă activități pe care și propune la consiliu. Dacă dumneavoastră, dacă aveam nevoie de sprijin, urmează cu siguranță vi l-aș fi cerut. Și sunteți într-o gravă eroare. Noi nu discutam în proiectul de explicare, vorbiți dumneavoastră, un anumit post din subordinea primarului sau din... Nu, nu mai dați noi părerea după tot, noi... Am văzut dumneavoastră părerea, tocmai asta dați cu părerea. Fiți mai punctual și fiți mai pe temă, dacă mai veniți la noi și vreți să supervizați ședințele și vreți să ne susțineți la Consiliul Județean, mulțumim frumos! Nu ne deranjează, Doamne Ferește! Un sprijin în plus, e totdeauna binevenit. Da? Mai degrabă.
Haideți. Domnul Beruș. Domnul președinte, aveam de spus ceva, dar domnul primar m-a făcut, mă obligă să spun mai multe. Așa. În primul rând, domnule primar, țin să vă întreb și eu, și trebuie să-mi răspundeți, dacă domnul consilier județean de azi spun, nouă consilier local, trebuie să răspundeți. Câte puncte sunt rezolvate din cele 24, acum să mă atrag 24, pe care mi-a pus cravul să le îndeplinim o dată. Putem discuta la diverse, domnul consilier, păi, da? Avem o ordine de care da, sunt de acord. Lăsați-mă să-mi termin întrebarea, să vorbesc. Am discutat cu colega doamna Solena Bânceanu, a venit cu subiectul Armanului. Eu vă propun, domnule primar, noi în momentul de față... Deci din contract. Nu, clipă, n-am zis nimic de asfaltare să nu o facem așa. Eu zic să o facem, pentru că este greu oamenilor de pe Armanului să le spui că nu le faci asfaltare. În schimb, proiectul de apă și canalizare nu se află decât la stadiul de SF. A fost depus nu e făcut proiectul tehnic. Așa. Dacă noi în proiectul tehnic, în lista de cantități, trecem pe Armanului și de copertare asfalt, atunci constructorul care va veni și va avea lucrarea, va face lucrarea, atunci aș va prinde bănuți și va asfalta și va duce terenul la faza inițială, la cum era, când l-a găsit în momentul respectiv, asfaltat. Pentru că avem o problemă și cu constructorul. Constructorul va face lucrarea, constructorul va da o garanție de 3 sau 5 ani, în funcție de contract. De 2 ani. De 2 ani. Și poate să spun, domnule, nu vă atingeți de asfaltul nostru, că nu vă dăm voie. Să pot suprapune, nu știu, poate un an de zile sau 2 ani de zile. Eu chiar aș fi mulțumit dacă... Dacă după trecerea garanției de 2 ani de zile... Nu. Deci chiar dacă e perioada de garanție și ai altă utilitate aprobată, iese din garanție... Putem la fața de proiectare să prindem cantități de copertare asfaltare? Sigur că da. Atunci suntem acoperiți. Da, da. Deci faptul că lucrarea este din garanție nu te oprește să faci altă lucrare. Vă spun, domnule președinte, domnule Creu, pentru că în momentul de față, dacă faci un proiect tehnic pentru stradă armată cum e acum, nu poți prinde de copertare. Aveți dreptate ce spuneți la asta, dar a spus bine. Proiectul a fost depus în față de studiu de fezabilitate. Detaliile tehnice se stabilească în proiectul tehnic. Ei, astea se fac tot pe teren, nu le face din birou nimeni, să știți. Detaliile tehnice se stabilesc la față. Și clar vor constata și dumneavoastră dacă vom avea asfalt la vremea când vor veni să facă proiectul. Da, atunci probabil va... Ideea este să ținem la banii măgurelilor, domnul primar. Mulțumesc, domnul primar, de ce am să puteți foarte grijă. E finanțat banii comune. Vă mulțumesc, domnul primar. Trebuie să prevedem aceste chestii. Sigur, da. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnul președinte, împărtășită știi că de domnul primar, treaba e bună. Domnul Talal, după care domnul Chiper și ne oprim, da? Vă rog, dragi colegi, vreau să vă amintesc că și la investiția cu gaze, deci s-a făcut gazul pe lângă asfaltul care este, adică se găsește soluție. Se găsește soluție, adică zic dacă... Portiți? Traversări, da. Adică vă rog frumos. Eu zic că este binevenit acest proiect, mai ales că omul... Și ce a spus domnul Beruș, că este foarte bine și probabil... La date tehnici, la date tehnici, da. Sigur, scot asta, dar la momentul respectiv. Adică eu zic că este un proiect care este bun și e greu dacă, mai ales că Armanu leagă cele două localități, Comuna Măgura și e foarte important. Și dorit, și domnul viceprimar, toți ne-am dorit să avem toate utilitățile acolo. Asta e situația, ce se face. Da. Mulțumesc. Referitor la drumul de pe Armanul, da. Eu susțin lucrul ăla să se asfalteze, pentru că eu știu problema că sunt de acolo. Și știu cetățenii sunt total nemulțumiți că s-au sătărat de atâția ani și atâtea promisiuni și atâtea că se face, că se trece. Eu zic părerea mea și susțin cu totalitate acolo să se asfalteze în diferite situații. Deci, indiferent de toată lumea acum zice că știți cum este, zice că nu este acum apă și canalizare. Dar dacă banii au fost prinși pentru Armanul care leagă cele două sate, Armanul cu Crihanul cu Pădureniu, de ce să nu îl asfaltăm? Da, eu zic că nu are rost în carbonul de subții de genul ăsta. Bine, dacă am avea certitudinea că haideți să nu zicem în anul 2021, că la începutul anului 2022
Vor veni lucrări pentru apă și canal, poate am face un congres. Dom'le, stăm și așteptăm un atunci, dar nu avem o certitudine. Vorbim pe realități. De ce să ne ascundem? De ce să vorbim ceea ce nu știm, nu cunoaștem? Adică nu știm odată exact când vor începe lucrările pentru apă și canalizare. Aveți dreptate și dumneavoastră. Și oamenii au tot dreptul să ceară acolo un minim de confort până la urmă. Pentru că dacă vorbim de asfalt, nu mai vorbim de lucruri fantastice. Suntem în urmă, față de anticomuni. Și eu rog, nu știu, spun aici în fața camerei, doar vedeți și am de asta. Suntem în urmă. Și acum să mai stăm să batem pasul pe loc, să nu punem bruma de asfalt pe care o așteaptă oamenii ăștia, de atâta vreme parcă este inuman până la urmă. Mai ales că urmează în planul de organizare general comun în PUC, se extinde în zona de intravilan până aproape de comuna Mărginea, stânga-dreapta de 50 de metri. Cu tot respectul, suntem în urmă, dar în urmă... Lângă armată. Suntem în urmă, dar din ce cauză suntem în urmă? Exact, domnul președinte. Domnul... Toată lumea acolo mă întreabă, domnul primar, că n-am terminat pe discuția, că oamenii de acolo sunt uitați de lume. Păi de lucru ne-am uitat, deci nu ne-am uitat. Și o să mergem să ajutăm cu ceea ce ne-am... Eu cred că se vor găsi soluții și pentru apă și canalizare. Eu știu, pericole. Sunt variante pe care le găsesc specialiști în domeniu, fără niciun fel de probleme. Vă mulțumesc pentru da. Mulțumesc, domnul Mihai, domnul Brânzen. Domnul președinte, până la un moment dat ați condus ședința foarte bine. Erați un exemplu de președinte, dar respectați ordinea de zi, vă rog. Frumos că ați introdus diversele dintre proiectele de hotărâre și... Nu, da. Nu mai ducem până așa. Am înțeles. Domnul Răzvan. Da, eu atâta vreau să subliniez. Eu nu cred că la noi Consiliul Local este vreun coleg consilier sau altcineva de părere că nu trebuie să asfaltăm în strada Armandu. Cum ar trebui asfaltată și strada din Sobotol și așa mai departe, drumul bisericii. Doar că s-au discutat niște aspecte și eu cred că e bine că s-au adus în discuții, pentru că așa suntem treci la toate detaliile și tehnici, cât ne pricepem sau mai puțin. Foarte de acord. Exact. Și cu asta putem ajunge la rezultate, zic eu, mult mai buni. Iar cu privire la, dacă îmi dați voi un paragraf scurt, până la asfaltare, o să spun și la diverse avem nevoie de balastare și acolo o să am mai multe de zis. Vă mulțumesc frumos! Da, mulțumesc! Înainte de a vă supune la vot proiectul de hotărâre, vă rog să-mi dați voi să spun și eu două cuvinte. Deci, discuția despre asfaltarea străzii Armanu n-a fost neapărat că, domnule, să nu-l asfaltăm. Era o părere de rău faptul că o să vină banii, îl asfaltăm și îl stricăm. Asta a fost toată problema. Întorcându-ne puțin la detalii de ordine tehnică, aș vrea să vă spun, așa, la o primă privire, să știți că asfaltul reprezintă undeva un maxim 60% din total din valoarea investiției, pentru că acolo sunt foarte multe lucrări adiacente de asfaltării, ziduri de sprijin, gabioane și așa mai departe, care au valoare destul de mare. A spus deci nu problema. E... Armanu are o gamă întreagă de lucrări adiacente pe lângă asfaltul, știți? E accidentat. Aveți de sprijin, podețuri foarte multe, regularizare, curs cât ligata cu gabioanii la... Eu nu știu dacă asfaltul e 60%, s-ar putea să fie foarte mult. Bine, vă supun aprobări proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoane apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020, domnul primar. Da. Ce aveți probleme de... Este un proiect pe care îl aprobăm anual vis-a-vis de persoanele care care se încadrează în această... Adică persoană? Persoană. Este singurul aureol, săracul Moise. Mai bine la treabă că îl mai chemăm. Ce să vă zic? Ne bucurăm că nu avem foarte multe solicitări pe tema asta, așa cum au alte localități, care sunt mai departe de oraș, și slavă Domnului, au la situații de genul ăsta cu nevinuită. Nu, dacă Aurel Moise, foarte mulți ani zile, ci drept nici nu am acceptat. Am fost foarte reticenți vis-a-vis de persoane care au mai solicitat susținere socială din partea comunității. Nu s-a părut corect, suntem aproape de oraș, cine vrea să muncească, poate munci. Nu este cazul să fie susținut de ceilalți locuitori.
Da, mulțumesc. Domnul Berușcă. Dar vreau să-i adresez, nu, bineînțeles, domnul primar, întrebarea dumnealui este inițiatorul. Nu știu, domnul primar, domnul viceprimar Tadaș a dorit funcția de viceprimar, a fost ales viceprimar. Așa. Dar observ că aici îi dați o singură persoană care, să vorbim în ghilimele, omul este bonar și încă muncește și este de apreciat. Da. De ce nu încercați să duceți în subordine domnului viceprimar care își dorește să muncească și serviciul de gospodărire comunală? Așa. Pentru că dumneavoastră aici aveți lucrări de curățare a deșeurilor vegetale. Asta e bun. Întreținerea podeților, lucrări de strângere a deșeurilor de postat de clandestin. Nu pot să o facă cu un singur om de la cu domnul de la Pastii 16. Dați-vă loc un serviciu de gospodărie comunală să muncească și atunci să putem să adresăm și până la unii întrebări. Vă mulțumesc. Da. Mulțumesc. Domnul Talal. Noi nu avem foarte multe persoane care primesc ajutor. Sunt câteva persoane, majoritatea... Nu, sigur. Nu, mai sunt unii care primesc, nu pot muncea, care au vârstă de pensionare, de, au peste 60 de ani și nu știu. Singura persoană care îndeplinește aceste condiții este Aurel Moise, care... Are și el. Dar e singurul care e dornic efectiv să vină la treabă. Deci vrea să fie lui, îi place să vină. Legat de ce a spus domnul Berușcă, și eu doresc să muncesc și merez ce mușcam. Da, mulțumesc mult, da. Să știți că chiar dacă nu am... Chiar pe hârtie, dacă nu am sergenți așa, eu m-am făcut datorie și... Mulțumesc frumos. Puteți, domnul primar, să mai puneți și sărgeți acolo la polițistul local, la așa. Doamne ferește, dacă te sărgetezi prea tare. Mai aveți domnul vice? Domnul Ciorcină și domnul Vecean. Da, eu acum am sublinier să fac către domnul Talal, dacă tot a ridicat problema domnul Berușcă. Domnul Talal, ați răspuns că vreți să munceți, dar aveți cu cine? Are, domnul. Așa, bun. Domnul viceprimar are toate cererea sa mea, 6 viciilor de suport. Știi, domnul vice, eu zilnic... Este mai tare, vă plângeți dumneavoastră. Nu, îmi plânge domnul primar, eu îl întreb, eu zilnic că sun și trebuie să am confirmarea care e cu cine, ca să nu sun pe 8 să spun. A verificat. Așa, exact, dar asta e corul nostru. Și pe el îl verifică și pe el îl verifică cetățenii. Exact, nu penalizează. Și doi la mână vreau să... Subordinea mea, nu subordinea mea. E adevărat, dar faptul că i-am dat, eu am dat vot colegii, cu toții l-am votat. Cu partea alesul Consiliului Local. Alesul Consiliului Local, să mână. Doar că i-am făcut și eu nu pot reuși. Dați-mi, poate, vă rog frumos să nu mai intrați peste mine, pentru că domnul președinte mi-a dat mie cuvântul. Așa, iar vreau să fac și o remarcă pozitivă, că de asta suntem aici, să aplaudăm când e de aplauzat, dăm cezarul ce are cezarului. Să felicit administrația locală Mogura și Consiliul Local Mogura pentru faptul că cred că e una dintre puținele comune din județul Bacău care are astfel de situație la social, adică nu avem asistat social, ceea ce este de felicitat. Deci nu venim tot timpul cu remarcă negativă sau alte... Da, mulțumesc frumos, domnul președinte. Mulțumesc și eu, doamna Voiceanu. Da, vis-a-vis de ce au spus colegii, susțin și eu darea în subordinea viceprimarului a câtorva oameni și în plus de asta, și îmi pare rău că n-am prins în proiectul de transparență, ar fi util pentru, și pentru noi, dar și pentru cetățeni, să fie afișate fișele postului, ca să știm exact ce atribuții au oamenii din primărie pentru a ne putea adresa direct acelei persoane, să nu ne apucăm să deranjăm pe alții care nu au atribuții în domeniul care ne interesează pe noi. Doamna Voiceanu, dacă legislația o permite, o facem cu dragii. Am văzut la multe primării și nu cred că le-au pus fără să le permite legislația. Nu am o problemă, dacă mi-ați spune și că am văzut mai am spune, spune și mai. Chiar benefica cetățenii comuni. Mă vreau să știe exact ce adică, ați înțeles. Dacă mine mă interesează o problemă, nu văd de la vreți dumneavoastră sau pe doamna secretară sau pe domnul. Mă duc direct la persoana respectivă. Sigur. Sigur. O să luăm măsuri în următoarea perioadă să rezolvăm situația. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, vă supra aprobării proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Următorul punct.
Proiect de hotărâre privind înregistrarea cu unei moduri în sistemul național electronic de plată online. O precizare. Înainte avem un domnul inițiator, dar au fost depuse la 2-3 zile, poate da, de bine. Da, la proiect de hotărâre cam cu același conținut și am comasat atunci. Am pus, și am comasat într-un singur proiect de hotărâre, lăsând ca inițiator pe primul proiect depus. Da, la fel de fi amândoi. Am înțeles. Da, la fel de fi trecut amândoi, au muncit amândoi. Da, este, este da, poftiți domnul inițiator. Eu proiectul ăsta aveam gata făcut din mandatul trecut. Mandatul trecut nu era prielnic pentru mine să vin cu niciun. Așa, pentru că așa era treaba. La un moment dat pe Facebook și nu numai pe Facebook. Asta este, ce să, asta e adevărat. Pe Facebook au apărut foarte multe discuții legate nu era de, în clică. Da, de sistemul electronic. Ghișeu control sau nu știu care. Și mai ales în contextul actual al pandemiei. Care, deci era necesar ca acest sistem. Seara la 23 și ceva am deranjat, am trimis un e-mail doamnei secretare cu proiectul, l-am scos din naftalina și l-am trimis dumnei ei. A doua zi a venit colegul Vlad și l-a depus la 12 și ceva și nu știu care. Și eu i-am semnat domnului Vlad, adică el felicit și pe el, nu era nicio chestie, nu am avut, da, mă rog. Adică și am vorbit și cu doamna secretară să spună, atunci când am discuții, zic să nu se supere colegii pe mine, zice nu, primul care, așa, zic, nu am nicio problemă, am mai venit cu alte proiecte și l-au însușit alții pe mandatul trecut, dar nu mai contează, e important că este un proiect bun pentru Comuna Măgură și pentru cetățenii Comunului Măgură. Da, mulțumesc. Domnul Traisan. Doar o completare, ca și, zicem, co-inițiator cu doamna Tala la acest proiect. Din discuțiile cu doamna de la Autoritatea pentru Digitalizare a României, ar mai fi un lucru de trecut în proiect, și anume să obținem de la administrația financiară un con în care se vor vira acei bani plătiți de contribuabili prin platforma ghișeu.ro. Nu era. Contribuiții de executivă. Da, exact. Exact, ca să nu se... Adică să nu amestecăm însă hotărârea de a ne înrola. Este una, aparține că avoca restul de aplicare și de legislație care sunt de executiv. Așa consider eu, dacă nu este de aia. Am crezut că poate s-au unis din... Nu, noi trebuie să punem la aplicare. Exact, toate regulile care... Când vom ajunge să-l punem în aplicare, însă trebuie să vă spun cum mai sunt câteva date tehnice de rezolvat. Până o să reușim să-l punem în aplicare, ghișeu.ro, care sperăm să le aducem la zi, date rămase din trecut, eu știu, tot felul de lucruri care mai trebuiesc un pic lucrate. Pentru a putea fi urcate pe... ghișeu.ro, pentru ca fiecare cetățean să poată să aibă acces la contul lui, la adresa lui de unde își poate culege datele și efectiv să-și plătească impozitul. Am mai trece o perioadă, nu știu, să țin la parte, dar dacă e nevoie de orice fel de sprijin, mai de punct de vedere tehnic, sunt în domeniul, contați pe mine. Da. Mulțumesc, domnul Berușcă, după care domnul Cercină. Una din întrebări, eu răspund domnul primar fără să-i adesez întrebarea. Nu, că te-ai uitat. Comunicăm telepatic. La o ședință de anul trecut, când s-a mai propus doar verbal acest proiect, și domnul primar și doamna secretară ne-au spus că nu avem deocamdată infrastructura, softul și infrastructura necesară pentru a implementa acest proiect. Să înțeleg că ne-am mai apropiat puțin și cu infrastructura și cu softul. Zi de zi. Zi de zi, da? Dar mai este. Nu, că dacă este să prindem pe următorul buget, bănuții, ca să... Cred că mulți primari ar avea instinctul să spună, domnule, stăm foarte bine. Nu stăm foarte bine. Și vă recunosc lucrul ăsta pe față, se lucrează, lucrăm intens la problema asta ca să putem alia, dar mai avem de lucru.
Mai avem de lucru pentru că nu se pot urca parțial din discuții pe care le-am avut și cu domnul Blasovis. Adică când ai pregătit platforma, e la drumul, să luăm toate datele acolo. Nu când stă drumul la toate datele, până nu le verificăm efectiv. Adică, nu de exemplu, vine omul și spune, dar ce mi-ai trimis mie aici? Că eu am, de fapt, niște impozite plătite sau nu plătite. Că sunt situații pe care nu aș ajunează și nu referențe le spune. Până nu periem toate rolurile, toate impozitele și taxe pe care le-am de plătit fiecare, mai durea și un pic. 6.000 de euro. Nu prea mult. 6.000 de euro. Da, înțeles. Da. Domnul Răzvan. O, tot la fel. Întrebarea mea era cu privire la o estimare cam de când am putea plăti, pentru că și eu la fel primesc tot felul de mesaje, probabil cei care sunt plecați în afară să-și plătească online. Și m-au întrebat, nu știu să le răspund, dar asta proiectul este pe ordinea de zi și asta vreau să întreb o estimare pe când o să fie funcționat serviciul. Da. Prin vară, eu sper să fie actualizat cu toate datele și să le putem da. Am înțeles, mulțumesc frumos. Dar oricum, ținem aproape și facem la curent. Pot să vin cu o completare. Dacă aveți oameni care sunt în trecătate, voi doar legătura pe mine sau telefonic, le se spune că sunt înfrandări. Pe fiecare cont, în parte, conturile sunt afișate pe site-ul primăriei și pot fi plătite din bancă online. Adică pot fi plătite. Adică se poate face plată online. Și sunt persoane care procedează. Sunt toate persoane care procedează așa. Până să ajungem la posibilități, mai sunt să rezolvăm cumva problema până la ghișeul. Ok, mulțumesc, doamna secretară. Da, vreau să fac și o completare vis-a-vis de problema asta cu ghișeu.ro. S-ar putea să greșesc, dar eu știu așa că când treci la un sistem manual, la un sistem electronic, face un soi de recensământ în care omul își asumă ce dări are de plătit, ca să nu te trezești după aia că îi vine electronic și pocnesc datele. Cam așa... Ei, la salută. Ok. Dacă nu mai sunt discuții, vă supra aprobării proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci, la următorul punct, proiect de hotărâre privind însușirea deciziei numărul 9/1 din 2021 și a raportului de școală 1953 din 2020 cu Camera de Conturi. Vă rog, domnul primar, dacă vreți să ne spuneți oare ce, pe doamna secretară. Doamna secretară. Da. Cred că ați văzut raportul de follow-up, este îndeplinirea măsurilor. Nu avem măsuri care nu le-am îndeplinit deloc, sunt în curs de îndeplinire, o parte, foarte multe sunt duse la îndeplinire, o parte sunt în curs de îndeplinire, din același motiv au fost probleme cu înregistrarea persoanelor care se lucrează de când am venit într-un alt ritm, s-au văzut diferențele, le putem și demonstra, sunt semnificative, dar încă mai este foarte mult de muncă. Au fost anumite taxe care nu au fost instituite, cu toate că erau obligatorii prin codul fiscal, nu s-au făcut regularizări la autorizațiile de construire conform codului fiscal. Bă, probabil și dumneavoastră din teritoriu ați auzit să primesc tot felul de notificări de plată. Am explicat la fiecare în parte. Am înțeles. 95%, ca să zic mai mult, au înțeles. Sunt și persoane care nu înțeleg și consideră că sunt nedreptățite pentru că le spui abia acum. Na, încercăm să corectăm și să mergem înainte așa cum ar trebui. Să găsim cu eforturi mari, vă spun, dar soluții. Nu ne plângem. Încercăm să scurtăm timpul de remediere. Am înțeles. Și pe dumneavoastră mai facem eșalonări la plată pentru cei care vă dau un simplu exemplu. Din 100, nu știu, 13.000, 12.000, nu mai știu, la autorizații de construire care mai erau din 44.000, mai s-au încasat deja vreo 53. 5.000 crezi mai că suntem deci, în luna aceasta. Deci mai avem foarte puțin și o să închidem și acea măsură. Da? Da.
Dorește cineva să-mi scrie la cuvânt? Dacă nu, vă supun la aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Ogura în Comisia pentru Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei. Vă rog, domnul Valiniță. A, faceți deja propunere? Deci domnul Valiniță propune pe? Domnul Chitic, nevărăză. Ok, domnul Ciorcilă? Aceeași propunere nu mai e. Am înțeles. Domnul Ciorcilă. Pot să fac și eu o propunere? Propunere. A, le-a propus și Răzvan? Tu? Da, da. Da? Ok. Bun, mai este altă propunere? Mai este acolo, pe Tătășa. Deschid și eu. A, Chitic și Ciorcilă. Nu, pochinește. Domnul Marco. E domnul Berușcă. E domnul Berușcă. Bun. Asta așa să poate... Da, astea sunt trei propuneri. Deci. Propunere pe Berușcă. Așa și pe răzbanțile la... Domnul Talan. Propune pe... Bun. Supunem la vot prima propunere. Domnul Chitic, cine este pentru? Vă rog să nu mărați, că toată lumea. A, toată lumea? Mulțumesc pentru încrederea acordată. Domnul, a doua propunere. Domnul Ciorcilă Răzvan, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus online. Da, 10. 9, domnul Ciorcilă, mai e cazul să mai spună vreo? Nu mai spune. Ok, mulțumesc. Deci, subsemnatul și domnul Răzvan. Da, și acum proiectul de hotărâre, în forma aceasta. Da. Suntem. De ce trebuie să-i doi mai doi? Ne supunem aprobării proiectul de hotărâre cu cele două propuneri. Da? Cine este pentru? Proiectul de hotărâre. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem și la cele două suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară din partea PCR pentru lucrarea de reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural sat Măgura. Domnul primar, aveți vreo decizare? Eu sunt la termen, a trecut perioada probabilitatea lor și trebuie să prelungite. Pentru că am primit prelungiri și la fel cu un an de zile și probabil o să se mai prelungească toate proiectele din ce au avut. Pe NDR deja am primit prelungiri un an de zile. Prelungiri pe considerentul că în această perioadă de pandemie lucrurile nu prea au funcționat. Și atunci vedeți cum mi-a fost să vină sprijinul autorităților publice locale care au implementat astfel de proiecte și cu înveziri de acest gen. Pe de altă parte, nu v-am spus să vă spun că a durat foarte mult și ne-am descurcat foarte greu, tot datorită, nu știu dacă pandemie, datorită sumelor care au fost aprobate în 2018, de exemplu, licitațiile s-au tot perpetuat, am ajuns aproape în 2020, aproape numai bătea ce era prognozat în varianta inițială, vis-a-vis de sume, știți dumneavoastră, a venit cu ordonanța 14, a venit o grămadă de alte legi care au contribuit cumva la mărirea valorii proiectului. Ceea ce am și făcut împreună cu dumneavoastră, am mai suplimentat sumele ca să ne putem, să putem asigura finanțarea pentru proiect. Ceea ce m-a interesat un pic lucrurile. Și avem un an prelungire de la AFIR, pentru care este necesar să prelungim și scrisorile de garanție, ca să fie acoperitoare de toată perioada respectivă. Haideți, sunt două proiecte de aceeași da. Avem două obiective pentru care mărim perioada de garanție. Da, mulțumesc. Dorește cineva să scrie la cuvânt? Domnul Crești, ăsta e de proiect cu căminul, numărul ăsta. Da, cu căminul, da. Nu, cu căminul. Corect. Domnul Tala. Am o singură întrebare, dacă, doamne secretare, dacă prelungim această scrisoare de garanție, nu vorbim despre, pentru că prelungindu-o, bineînțeles, și constructorul poate să ducă mai încolo lucrările, adică să le termine mai târziu, nu? Îi dăm un pic de oxigen. În contract, de exemplu, el are un termen, de care după aia are perioada de garanție.
Adică n-ar trebui... E prelungit de afir prima dată. Da, dar n-ar trebui modificat și perioada aia de garanție, adică el poate... Știți ce spun? Garanția este de la... De la... De la... Asta a fost. De la finalizare. De la finalizare nu este afectată garanția. Am înțeles. Altcineva? Dacă nu vă supun aprobării proiectului de hotărâre, privind prelungirea scrisorii de garanție pentru lucrările de la cămin, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Avem pentru care vin la noi. Da, da, avem. Da, ok. Acel ultimul punct, aceeași problematică pentru lucrarea de la grădiniță, da? Vă rog să vă înscrieți la cuvânt, domnul Berușcă. Vreau să-i adresez doamnei secretar sau domnului primarul cu o întrebare. E valabil și pentru voi, pe un punct înainte. Care e valoarea acestei scrisori de garanție? În jur de 6.100. Nu scrie acolo? Scrie un procent 0,59 din valoare. 6.860 ceva, 6.840. N-am întrebat la privind, am întrebat la grădiniță, pentru că grădinița este un obiect pe care noi l-am aprobat prin Consiliul Local. În 2018, acum 3 ani de zile, acum mai bine de un an de zile, Consiliul Local trecut a aprobat o reactualizare a indicatorilor tehnico-economici, prin care Consiliul Local a mai bugetat încă aproape 200.000 de euro, chiar 10 miliarde de lei vechi, pentru că acest obiectiv să poată începe. În septembrie anul trecut s-au împlinit 2 țăruși și o pacardă care a costat 1.500 de lei, că atâta scrie se ia post acea placardă, când începe lucrarea. Au trecut 4 luni de zile, domnule primar, așa. Și n-a început lucrarea. Venim acum cu prelungire. Suntem de acord, normal, nu putem pierde finanțarea. Alți bani, altă distracție. Ne puteți spune, vă rugăm frumos, că sigur aveți o relație normală cu constructorul care a câștigat acea licitație. Are de gând să se apuce de lucrare? Sigur. Sigur că are de gând să se apuce de lucrare. Nu, că ne-ați spus că în septembrie și nu s-o mai făcut în septembrie. Doar că se punea problema, dacă începe... Vedeți, da, să sunt lucrări de construcții mai aparte. Se lucrează la betoane și la fier. Dirigentele șantier, de exemplu, nu permite constructorului să lucreze pe timp de iarnă, să lase lucrări neasigurate sau neprotejate. Exact. Și este eu vă răspund la întrebarea asta. Domnul colonel, poate să confirme ceea ce spuneți de asta. Nu sunt alte... Nu ne-am spus că începe în septembrie lucrarea și acum tot ne-am dat. Tot de luni începe, sunt o grămadă de alte lucruri care le-am făcut de atunci. Am făcut documentații pentru... am depus la EON. S-au mai schimbat și date de probleme la EON. Și cu povestea asta, cu gratuitatea, cu negratuitatea, cu brașamentele. Pentru organizarea de șantier și am decis până la urmă să nu mai facem pentru organizarea de șantier. Să facem efectiv brașamentul pentru grădiniță la care se lege și dumnealui cu un contor separat. Adică să nu plătim de două ori bani. Pentru că îi plătim noi pentru organizarea de șantier. Plătește odată el pentru organizarea șantier care îți destui bani, mai plătim noi odată pentru branșamentul inițial pentru grădiniță. Și atunci niciunul dintre ele oricum nu erau realizabile la momentul respectiv. Și s-au devansat un pic timpii. Dumnealui s-a apucat acum imediat, urmează, cred că săptămâna care vine să vină să monteze contorul și cu rețeaua de curent electric pentru grădiniță și să ia bătaie, să apuce, să facă și organizarea de șantier așa cum trebuie. Nu avea curent, nu avea nimic acolo. La cămin stau altfel lucrurile. Are curent, era brașatul la curent, la toate utilitățile. Acolo e când deschiște și dumneavoastră. Cam asta e explicația. Mai adesea o singură întrebare care face referire și la un proiect hotărâre pe care l-am votat anterior. Da. Cei 1.050.000 de lei care erau bugetați pentru grădiniță la proiectul cu excedentul bugetar, să înțeleg că sunt bani împrumutați pentru acest obiectiv sau sunt bani care sunt bugetați de Comuna Măgura? Sunt bugetați de apel, e avansul. E avansul ăla de 50%, pentru care am plătit polița de garanție de bună ziua. De fapt, nu sunt împrumutați, e avansul apelului. Deci îți mănuțiți la apel, care au venit și sunt excedent. Da, sunt excedent, normal. Asta e ce? Să vedem. Da.
Vă mulțumesc. Vreau să fac o precizare, să nu credeți că n-am vrut să răspund la întrebare. Dar să știți că niciun constructor din țara asta nu prevede în deviză ofertă beton cu aditivi. Că pierde licitația. Foarte scump. Și ca atare toarnă când e cu plus. Da? Și ferul, să știți că ferul foarte mari pretenții. Nu mai primește ruginit, nu mai acceptă ruginit în pământ. Adică să stea peste ani, descoperit, nici vor. Da. Bun, dacă nu mai sunt discuții, vă supun aprobare și ultimul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Nu sunt abține, nu? Dar asta nu știu. Conform tradiției, trecem la discuții. Domnul Ciorcelă. Domnul președinte, mulțumesc pentru cuvânt. Am două chestiuni de ridicat la diverse. Aș avea mai multe, dar astea sunt principale și vreau să aibă timp și colegii mei să-și exprime doleanțele spuse de către cetățeni. Am fost contactat de un cetățean din Comuna Măgura. Am fost la fața locului, într-adevăr, o scris în mediul online, dar nu asta e important. Intrarea pe o uliță doamna Papă, parcă dacă nu mă Maricica Papă. Maricica Papă. Eu nu am putut să-i răspund, am zis că mă duc la fața locului pentru că nu știam ce este acolo. Nu este în zona mea de reședință. Și într-adevăr, ulița este foarte îngustă. În stânga și dreapta străzii, unde face intrarea către locuința dânei, sunt niște pomi la limita de proprietate, la limita proprietății lângă gard, care nu permite accesul unei mașini mai mari. De exemplu, dacă doamna vrea să-și aducă material de construcție sau asta, cel puțin am văzut un lup pe partea stângă, care ocupă jumătate din drum, cu ramuri, la un metru jumătate înălțime. Și eu cred că, dacă mi-aduc bine aminte, undeva anul trecut s-a bugetat o sumă de 10.000 de lei, sau chiar și mai mult, nu? Domnul primar, zic bine, pentru toaletarea pomilor, care au ramurile pe domeniul public. Deci, cam vorbit cu doamna și zic, doamne, aș tăia eu dacă ar fi în fața porții mele, dar nu pot să mă bag, că sunt pomi ori la limita proprietății, ori pe proprietatea altei persoane. Și, într-adevăr, neavând punte acolo, drumul este impracticabil. Cumva cu buto și puțin balastru băgat ca să ajungă acolo. Că dacă plouă, nu mai poate urca nici salvare, nici pompieri. Asta este un punct. Și al doilea punct, aș ruga foarte mult, Sohozorul și Crehanul, am zis-o din nenumărate ori și o mai zic până se rezolvă. Domnul Vici știe că l-am sunat în nenumărate rânduri. Avem strada centrală care este mocelă, efectiv. S-au pus niște balast, nu zic că nu, în diferite zone, dar foarte puțin. Acum eu nu vreau să vin la dumneavoastră să zic că nu ați făcut ok, că ați făcut ok. Rugămintea mea este să bugetați câteva mașini pe balast. Armanul s-a făcut o parte din el, mai există acolo în zona, nu știu eu acum să vă zic, dar vă scriu pe un proces verbal. Și zona Sohodor. Este dezastru. Adică zilnic spălăm mașina, primesc telefoane de la cetățeni, domnule, haideți să facem ceva. Ce putem face? Transmit către... Foarte bine, așa. Da. Pot să vă dau răspund, da? Doar la Maricica Pavel, domnul Vici, restul cu asta e treaba dumneavoastră cu domnului. Acum, dumneavoastră, trebuie să înțelegeți că accesul... Mai avem strada în dealul mare, tot așa, o stradă care este foarte îngustă. Mai sunt străzi, mai sunt foarte multe, da, foarte multe străzi în Gusta, Comuna Măgura. Unde nu poți avea pretenția să ajungi cu o mașină de mare tonaj să-ți duci materialul în construcție. Deci mașina e. Da. Și ceea ce spunea doamna, nici ea și nici noi nu putem să tăiem pomul de proprietatea oamenilor. Adică tăiem ceea ce este domeniul public. Asta vreau să spun. Nici n-am... primit vreo sesizare sau vreun telefon, nici telefon, nici verbal de la doamna Pană sau de la altcineva, că ar fi o problemă din natura asta acolo. Pentru că probabil ar fi intervenit fără niciun fel de probleme, dacă ar fi o situație. Eu cum o zbura cum o cunoaște dumneavoastră, drumul este îngust, e adevărat, nu se poate intra cu mașini de tonaj mare, chiar dacă tăiem clientele. Când om prea are cum, se afundă, ori se agață de gardul care este pe acolo, e o uliță.
E o uliță, practic. Ei au locuința acolo, e o zonă foarte frumoasă, doar că e o categorie de drum mai aparte, mai anevoioasă, pe care nu poți intra chiar cum ți-ți dorești. Așa este, dar putem interveni pe curamurile de domeniul public. Acolo, dacă nu știai omul, nu cred că este. Vor să meargă, vor să meargă. Dacă se toaletează. Vor să meargă băieții ăștia, dacă vă spătăriți comunală, să rezolvi situația acolo. Nu cred că doar că oamenii s-au învățat imediat apar în mediul online. Domnule, nu pot avea acces. Eu am fost sunat și am și apel, adică da. Am răspuns și acolo că nu știu despre ce este vorba, m-am dus la fața lor. Și ce ați descoperit? Ce ați descoperit? E un crac, nu cred că de părere, un lucru care împiedică. Să zic, drumul, da. Și atunci dacă s-ar poarenta la ramurile care este domeniul public, cred că e ok. Și da. 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 Mai aveți domnul? A. Mai aveți domnul Răzan? Nu, dar atât mai am niște mulți, dar am răs și domnul Talal, domnul Ceaunaș. Am citit și o sesizare doamne și mi-a scris pe mine privat și am răspuns atunci pe Facebook și am scris atunci că eu nu mă pot sesiza dacă, adică pot să iau act și să mă duc să văd, dar dacă cineva are o problemă, mi se facă, spun la primărie să facă UCM sau că pot să mă duc. Una la mână. Doi, problema acolo nu numai, nu este copacul ăla, nu cu ăla acolo, am fost, sunt alți copaci și în curțile oamenilor care sunt și împiedică mașinilor mari să intre. Proprietatea este un drept sacru, eu nu pot să mă duc acolo la om decât... Domnul zice, nu fi proprietatea, am subliniat. Așa. Nu pot să mă duc în curtea omului, să zic așa. Sunt foarte mulți oameni, vecina mea are așa și nu poate să intre. Deci pe drumul școlii, oamenii au copaci în curte. Eu nu pot să mă duc să-i toaletez sau să-i fac curat în fața casei. Ar trebui noi să fie iertat. Adică fiecare trebuie să facă curat la el în curte și în afară. Adică chiar dacă noi ar trebui să facem și un proiect, trebuie să facem un proiect de hotărâre în care că serviciul de gospodărie, dacă cetățeanul vrea și dacă credeți că este legal nu știu care, să plătați pe un contracost, adică serviciul. Dacă vrea să-i facem lucrare în curte, la curtea omului, dacă vrea să-i taiem un copac. Legat din nuc, noi nu putem. Știți foarte bine că nucul și castanul are o lege specială. Adică... Dacă tăiem domnul Talal copacul, asta vă spun. Acolo sunt niște crenți pe domeniul public și există și un articol scos de la rând când trebuie, de exemplu, domeniul public, dacă este obstrucționat din vegetații, care, indiferent de unde vine, trebuie curățat. Așa. Aveți dreptate, dar mai pot interveni și ei să mai dai copac. Da. Doar atât am domnul timp, vă spun, au atâta timp oamenii aia cu dințaia la dispoziție, nu vă puteți să știți. Și două sfaturi de ori în două sfaturi. Nu mai este... Lasă-mă și nu vreau un pic. Eu... Când am avut și cu balastare, știți? Sunt foarte multe fire care mașina nu poate să balasteze. Deci nu pui balast la mine. Dar nu poate să balasteze, trebuie să vină buldog. Și buldog, știți cum este. Sau nu pot intra mașina, de exemplu, de gunoi, a rămas nu știu de câte ori sus acolo, pentru că străzile sunt înguste când plouă, când ninge și în gheață, indiferent cum o să... Doar știți foarte bine, stați mai mult timp în comună. Iar noi la serviciul de gospodărie avem domnul Văcărașul bolnav și trebuie să iasă. Noi avem doi oameni acolo. Credeți-mă că în fiecare zi sunt ocupați cu această și aici vreau să ridic o problemă foarte importantă la pompele, la canalizare, pentru că oamenii noștri, din păcate, unii dintre ei, și nu generalizez, folosesc toaleta ca un coș de gunoi. Nu este normal să găsim, știți, să mai scris acolo, deci haine, nu mai vorbesc de varză, de scutici, de șervețele și așa mai departe. Deci nu este normal. Adică oamenii ăștia ar trebui să înțeleagă odată să nu mai arunce. În fiecare zi, până acum, s-au investit foarte mult. Când era domnul Brânză, eu sunam la domnul Brânză. Dacă nu așa, sunam la mediu. Acum, domnul Brânză este îndrătățit să sune la mediu, dar nu era problema dumneavoastră. Dar așa era jocul atunci. Acum... La Buzet nu te-ai gândit că n-avea, că nu te-ai avea descoperit. Nu m-am gândit că am să... Acum mingea-i la mine. Am încercat și ținem din scurt. Nu mingea, canalizarea la dumneavoastră. Canalizarea la mine. Da.
S-ar putea să găsească oameni din canalizare. Legat de balast, am găsit un contract care știți foarte bine că, și am încercat să împărțim, erau 20.000 de lei, dacă nu știu care parcă, și am încercat să punem în zonele unde chiar nu se poate intra cu mașină. La iluminatul public i-am tocat pe aceștia, mă scuzați că folosesc cuvântul așa, până zic, și s-au dus până la, nu știu, dacă mai sunt probleme, vă rog să mă... Le-am notat și mai departe. Da? Mai sunt alte probleme care vreau să vă spun. Foarte mulți ne întreabă de, dacă tot așa fac și cu ca un raport de activitate. Din medicul de familie o să vorbească domnul primar, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care întreabă de medicul de familie. Din dezăpezire am avut un contract semnat pe 9 decembrie, care, să știți că, na, cu... Nu, o să ajungem la un numitor comun și am început să înțeleagă că nu poate, în anumite străzi unde este balast, m-a sunat de, nu știu, N-or, acolo trebuie cu oameni și cu împrăștiat, cu nu merge cu sărăriță. Manual. Iar o sărăriță nu poate să facă față în 12 ore toate, dacă... Domnul Vinci, o să fiu ca un coșmar pentru dumneavoastră. Dar nu puteți, sunteți visul meu cel mai frumos, domnul. Sau las. Sau las. Am primit foarte multe sesizări și dumneavoastră știți foarte bine legat de câinii comunitari. Vă rog să acceptați problema asta de când era domnul Vici, domnul Pleșcă, așa? Vă rog să... Da. Vă rog să bugetăm anul ăsta, nu știu, o sumă pentru sterilizarea și rezolvarea acestei probleme. Legat dacă vorbesc și de buget, vreau să vă anunț că eu merg cu mașina mea personală și cu benzina mea. Vă rog și anul acesta să acceptați în buget o sumă pentru mașina să fie 4x4, pentru că drumurile noastre știți foarte bine cum sunt și nu pot. V-am stăpânit invidia ce sunt. Nu. Da. Da, cu gunoi de la Soma am făcut sesizare să ne aducă pupele, chiar zilele de dumneavoastră, am semnat cu domnul primar, i-am trimis un răspuns să ne să dea pupele și să ne spună în ce stadiu... Domnul Drușcă, vă rog frumos, fiți atenți la colegul. În ce stadiu e, că ei sunt în licitații, se contestă unii pe alții și se judecă și am vorbit chiar cu patronul, cu președintele, așa, și ne-a zis, speram până la sfârșitul lunii, acestui luni, nu știu care, să se rezolve, să tranșeze problema juridică. Bun, a semnat, da? Ca să... cu semnele de circulație, am făcut prea referat. Îți prea multe din dată, lăsați-le, voastre, foarte bine să ridica problema cu medicul de familie. Și trebuie să discutat acest aspect, pentru că s-au creat atâtea discuții și atâtea variante prin comună de nu mai știu, toată lumea știe o variantă, două, trei sau zece. Că primarul are copilul medic și ține postul blocat până vine fiica dumneavoastră să fie medic de familie. Nu vor veni copiii mei niciodată să aibă funcții în comună măgura sau nici măcar nu are noi domeniul în care s-a pregătit fiica mea. Este medic pe altă speță, nici de cum, de medic de familie. Ca să terminăm o dată discuția asta, să o formăm. Asta nu știu. A doilea aspect, se vehiculează foarte mult că ar fi, nu știu ce, scheme de afaceri sau de, nu mai știu, nu e nimic, oameni buni. Și lumea trebuie să înțeleagă că sunt anumite proceduri care trebuie să fie îndeplinite, pe care nu le-am făcut eu, nici domnul Vici, nici dumneavoastră. Sunt proceduri legale care trebuie să fie îndeplinite. Și apoi nici nu trebuie uitat că doamna doctorul Ricardo Dumnezeu Soierte, din facultate, a venit direct la Măgura în 1981. Sunt 40 de ani în care dumneavoastră a fost medic în comun. A
Am găsit de cuvință, ținem aproape și cu oamenii ăștia. Au și ei niște bunuri acolo. Investiția dumnealor, pe care a făcut-o doamna doctor împreună cu familia, în cabinetul pe care noi l-am pus la dispoziție. Nu putem intra cu bocanci așa, să distrugem, să plecăm, să uităm că, că femeia asta, că medicul, doctor, medicul Uricanu Silvia a profesat 40 și ceva de ani. Unii dintre dumneavoastră nici nu erați născuți, de când a venit dumneavoastră aici. S-a rezolvat problema cu doamna doctor Romu, de la Luizi, care a venit deja să preia, cabinetul și cred că de săptămâna care vine, de pe data din 1, se va prezenta la cabinet pentru... La cabinet pentru... Domnul Berșu, când va vine rândul vorbiți, vă rog frumos, nu mai interveniți. A fost o perioadă destul de lungă, dar mă repet, așa sunt procedurile, nu le-am făcut noi și n-am făcut decât să le respectăm și să mergem pas cu pas până la terminal. Sunt proceduri foarte greoaie, pentru că astfel de situații sunt foarte rare. Nu știu, am vorbit și la Casa de Asigurări, nici dumnealor nu erau familiarizați cu astfel de lucruri sau să mai fi avut un caz similar de genul ăsta. A fost neșansa noastră, nenorocul nostru să avem o astfel de situație ca un om atât de bun să ne părăsească și să trebuiască să trecem prin toate, procedurile astea și prin toată perioada asta pentru a avea din nou un medic de familie. Da. Mulțumesc, domnul primar, domnul Ceaunaș, după care domnul Brânză. Domnul primar, vreau să vă adresez aceea problemă care s-a adresat domnul Talan cu referitor la câinii fără stăpână, să poate găsim o soluție. Da, asta spunea și dumneavoastră. Sunt persoane care fundul voie, care se plâng... Dar se plâng peste tot, să știți, domnul Ceaunaș. Marele păcat, marele păcat. Oamenii sunt inimoși și au milă față de animale, așa cum am și eu, credeți, noi tot oamenii sunt de animale. Mie mi-e milă numai cât aud, eutanasie, să-i prindă, să-i ingherească, să-i facă ceva. Dar până la urmă găsim o soluție. Trebuie să găsim o soluție. Din păcate, greșești oamenii când îi dă mâncare. Deci, efectiv, ei se adună acolo unde îi dă mâncare. Vorbim la doamna, cred că la aici, la domnul Drugă. Vine un domn din oraș și le aduce cu saci mâncare. Și acolo stau mâncăitați, cred că sunt vreo 20 acolo. Mai sunt prin metabac aici. Tot așa, deci nu sunt răspătiți în toată locurile. Doar în anumite zone unde primesc mâncare și stau în zona respectivă. M-am discutat aspectul ăsta cu domnul viceprimar și urmează să punem și sumele necesare în buget, să-i ridice din raza comunii Măgura, să-i sterilizeze și să o să-i aducă înapoi, să știți. Asta e realitatea. Ea îi sterilizează, îi protalează și îi dă drumul din nou în arealul lor, spre bucuria lor și spre fericirea noastră. Dar nu o să mai emulțească, probabil. Să știți că sunt din gospodării de la Oamenul sau de la altă parte. Și a doua problemă, da? Domnul Talan, am o rugăminte foarte mare la zonă, dacă puteți să interveniți în drumul bisericii cu grec, adică cu ăsta, cu Budo, și cu Jbicu, dacă vreți să, când am o să aveți timp. Poartă ștărică. Da, poartă ștărică. Doar îndreptat, fără balastră. Da, fără balastră, măcar îndreptat. Deja este înțeleg nivelul peste porți. Da, 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 e foarte. De fundație. Acum trei zile. Când stătea domnul Vici din străzi, vreau să mai intervenea, dar acum... Bun, a apărut pe Facebook la un moment dat că nu știu care și sunt grob, este adevărat, și eu am fost pe acolo, era un mic grob și chiar l-am trimis pe domnul care de la Buldo, domnul Costic, așa, și a intervenit acolo. Bun, pe drumul bisericii. Am luat asfaltul de zon? Nu. Eu vorbeam de Pușbic, dar nu vă întreb. Da. Pe Pușbic, drumul bisericii. Pe Pușbic, trebuie niște balast, nu cred că ajungem mai să intervină, pentru că mai ales că acum, stai să vă spun, adică eu am făcut referala domnului primar, dar să înceapă, deja vă pui acum balast? Nu, prima dată prinsi sumele în buget, să așteptam bugetul, să prindem sumele în buget pentru balastare și păi să începem. Vorba de îndreptat, Vă rog frumos, domnilor consilieri, nu mai înțelegi. Marți va interveni la drumul ăla. Serici. E drum foarte circular. Eu la un pic de apă să fac medial. Mai sunt și niște cetățeni, adică au venit așa cu carat niște lemne cu cai și au stricat domnul undeva, nu știu la ce drum acolo. Acum, și noi trebuie să fim cetățeni, spune, dacă drumul e din balans, dacă l-ai...
Adică noi trebuie să lucrăm 24 din 24, nu eu, domnul de pe Bundă. Da, asta 12 și 12 primară. Da. Știi că... Da, domnul Vici, acum n-am nimic. Trebuie intervenit de fiecare strânduță și-am luat o stat din pomor și trebuie să nu trebuie intervenit. Și pe Valea Măgurii, știți cum este? Eu am avut un tort așa mic și ne trebuia un tort așa mare și nu am încercat acolo. Și la doamna consilier, acolo e varză drumul, acolo trebuie, nu cred că s-a pus balast. De 4 ani, nu? De 4 ani, da. Da. Adică... Mulțumesc, domnul Ceaunaș, domnul Brânzăm. Îmi pare bine acum, e foarte vocal domnul actual viceprimar, nu l-am întrebat. Știu că are multă treabă. N-am sunat nici la mine, nici la omul 2, deși am văzut de ieri ori ce era atunci, l-aș întreba dacă doamne. Pe mine mă durea tare atunci. I-am cu greu ca să mă învățesc, nu vreau să mă interpelați, o să vă zic bani la cap. În ceea ce privește întreținerea cușbicului, lasă de dorit. În ceea ce privește arinilor, dumbravei, și cote, inclusiv eu și alte mașini, așa ne-am întors pe acolo, nici acum nu s-a dat niciun gram de antiderapant. Nu s-a dat, poate n-am mai ajuns. Aveți fraților, eu am trecut de acolo când domnul Talala acum merge și niciodată nu o să ne ajungă. De ce? Banii trebuie să drămâniți și făcut treburile cu cap. Dar să nu-i lăsăm, să începem mereu cu cei la care le-am mai dat. Să ne uităm un pic și la periferii. Pentru că e nevoie și acolo. În ceea ce privește vegetația, de sub fire de nau, vegetația care este în afară, așa, că, și dacă era vorbat în geam, o să trăim copacul. Dar să vedem cum. Pentru că dumneavoastră și banda dacă ați avea acum, numai cu firmă specializată, v-aș indica să faceți treaba. Nu putem să luăm oamenii noștri, așa, să-i expunem prin copaci. Fără să avem utilaje, fără să avem mașini, telescopi și de alea care în acel, sau cum îi spune? Așa, nu? Cu care să-l pui acolo. Pentru foarte periculos. Este foarte periculos. Expunem oameni, ajungem în procese, se întâmplă multe lucruri, multe lucruri se vor întâmpla. Dar trebuie ca să ținem cont, eu am ținut cont în mandatul meu, de străzile care aveau probleme ca să ajungă utilitățile, adică ce înseamnă? Să duc acolo mașina, să duc acolo salvarea. Au fost situații când au mai fost și scăpă, când am fost eu cel mai celăr. Așa. În relația cu dumneavoastră nu v-am deranjat niciodată să vă spun că știam că nu le puteți cuprinde la început pătare. Prin firesc nu le puteți cuprinde. N-aveți nici cu ce. Și nici cu cine, într-adevăr, serviciul de gospodării comunale este subdimensionat, raportat la nevoie. Cerințe sunt. La nevoie. Asta este. Dar vă rog, adică țineți cont și de părțile de acolo. Dacă mergeți cu mine acum acolo și vedeți unde ați pus balast și unde trebuie apus, sunt diferențe. Dar eu, cum mi-am stat mie acum să vin și să văd? Corect. Am stat rezervat, cred că o să ajungeți și acolo să faceți... Mulțumesc, domnule. Da, mulțumesc. Nu m-am fi vorbit să vă rindați lui. Da, scurt, domnule. Scurt, că ne întindem prea mult. Eu am moștenit un sistem pe care, de exemplu, când am fost acolo la pompe, erau două pompe care, dacă scoateți cât costa reparații, nu stau una trei zile, pac, pică cealaltă. Am intervenit, inclusiv în decembrie, cred că de Crăciun am fost acolo și ținem din scurt această chestie, iar în decembrie chiar m-am dus, am făcut referat, că trebuia și domnul primar la ocupat și am achiziționat o pompă nouă, care acum o ținem, ca să ținem din scurt chestia asta cu canalizarea. Adică eu într-o lună nu pot să fac cât au făcut alții, că ați avut un mandat, dacă vrei să-mi spuneți așa, 4 ani de zile. Dar eu în 4 ani de zile am făcut altul referat, pentru care acolo am găsit la pompe, de exemplu, firele electrice sunt jos acolo, acolo le leagă acolo, dacă vine apa mai mare, firească Dumnezeu, poate să se curenteze oriunde, trebuie să... Am o face în contribuie. Adică nu vreau să-i reproșez. Aș vrea sincer să nu fiu rezervat în a spune.
că ține foarte, foarte mult de educația celor care folosesc canalizarea. Poate să ducă domnul Talau să facă nu știu ce intervenții. Și domnul Brânză la fel și orice alt viceprimar sau primar. Ține de educație oameni buni. Dacă nu vor înțelege că să dea canalizare, doar apa menajeră, să nu mai arunci șervețele, să nu mai numere, dar nu mai vor să arunci flanele oameni buni. Mai ouă și toate alte obiecte intime să le arunci acolo, niciodată nu vom putea să stăpânim sistemul ăsta. Hai cu! Nu există. Deci ce scoate omul ăla de omul ăsta de acolo? Nu m-am crucit. Și ce scoate omul ăla? Am făcut și ce am găsit acolo cu o notă, să spunem așa, informativă de unui plan și am venit și cu soluții. Trebuie acolo să săpăm ca să nu mai folosim mașina asta hidrogetul sau aia care vida în jaia, să venim cu o pompă acolo sau ducem peste deal. Deci proiectul este făcut, îmi pare rău, să zic că este prost și deci asta în condițiile în care toată lumea spune că e făcut pentru 15.000 de oameni. Păi nu sunt 15.000 de oameni care se deservesc. Mai ales când plouă, sunt foarte mulți care au legat apa pluvială la canalizare și la un moment dat și atunci da apă. Eu, în prima dată și prima dată, trebuie făcută o comisie sau așa și mers din casă în casă, da? Să mergem să scoată apa pluvială din canalizare. După aia... Primar, vedeți că e a doua oară când se propune treaba asta și nu la nimeni taură de coarne. Pentru că să știți că nici mizeria care o găsiți acolo nu e neapărat din vasul WC. Vă spun eu, este tot datorită faptului că s-au legat la rețeaua de canalizare și decât să arunce la tomberon, aruncă acolo. Asta și vă spun eu. Exact de ce vă spuneam. Educație. Deci treaba cu comisia la casă, la fiecare locuință, este obligatorie. Eu dat seama de muncă și eu sunt, știți că duc. Adică să facem o comisie, păi să, nu, să mergem... Păi faceți, domnul Vici, faceți comisie! Asta ține de... Ține de... Deci cum o faceți? Să faceți domnul de o comisie care să urmărească toate aspectele indicate de dumneavoastră. La balast v-am spus că au fost cam puține cantitate și am încercat să rezolvăm problemele unde sunt, unde este panta, unde acolo, unde drumul chiar era rupt. Picoșnic, într-adevăr, că am mai băgat, nu știu, două mașini acolo la urcat. Dar nici nu trebuie. Acolo nu mai trebuie. Sunt da? Scuze-mă că așa, dar nu este excedent și... Nu mai vrea bună, vine cu sapa, să-ți dea în cap, nu mai e bună, domnule, că ne-ai lăsat în groapă și te-ai ridicat să nu mai intrăm în curță. Problema balastare, vă spun, am spus-o și atunci, este o problemă, așa cum să spunem, nu scoate bolnavul, îl ține la aparat. Deci noi deja vă facem bălăstări dacă nu facem reguli, da? Deci dacă nu săpăm șansuri, pentru că asta trebuie, prima dată făcând șansuri. Degeaba luam sortul asta care este mai ieftin. De fapt, noi, pentru că nu avem bani, luam un sort de acolo. Normal trebuie piatra concasată și un compactor. Sunt drumuri făcute de nemți din al doilea război mondial și încă țin. Deci am făcut de ferat ca să cumpărăm cupă mică, așa, ca să putem să facem un termin, să facem șanturi, ca să nu se ducă... Da. Îmi spune, mai am multe de spus, dar... Corect. Mulțumesc, domnul Vice. Domnul Niță Bare, haideți să încercăm să sintetizăm. Domnule primar, domnilor colegi, a fost vorba de asfaltarea zonelor, drumul armatului speță, care nu are capacități să asfaltează. Eu ar vrea să vă aduc în atenție satele și zonele unde sunt utilități și nu au posibilitatea să fie asfaltate. Cunoaștem că planul ăla din CNI era de 10 străzi cu asfaltare, dar să, totuși aș vrea să și insist străzile care au rămas, care au utilități și nu sunt asfaltate. Să le avem în vedere eventual la buget, rectificăm bugetarea care să facă să prindem bani pentru chestia asta. Bun. Da. Mulțumesc. Domnul Perușcă. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte.
Vreau să-i adresez domnului întrebare, îți rog câteva întrebări. Ce ține de pe nu, s-a discutat foarte mult despre balastare și despre starea drumurilor din comună. Și vreau să-l întreb domnul primar, și sigur, se firma Valuro Proiect SRL, în data de 15 ianuarie anul trecut, s-a făcut o achiziție, un contract, primăria Măgura, pentru proiectare drumuri faza Dali, SF, de reabilitare și modernizare de interes local, în valoare de 113.000 de lei. Îi puteți spune în ce stadiu s-a află această documentație și cum... Este depus la CNI, cu toate avizile și cu tot ce e necesar la el. Urmează să intre în săptămâni următoare, să intre în CTE. În Comisia Tehnică. În Comisia Tehnică, da. Evaluare. Da. Am înțeles. Bun. Și din pasul ăsta, după ce trece din Comisia Tehnică de evaluare, deci vreau să vă spun că am întâmpinat aceleași probleme și vreau să fiu clar cu toții. Nu știu dacă există comună mai păcătoasă la aspectul ăsta decât comuna Măgura. Oamenii pun suprapuneri. E suprapuneri de... turbez, ca să mă exprim așa, poate nu e un cuvânt potrivit. De care se supune? Suprapuneri, domnule. Cel din timp metal, dacă ați spus că suprapune și el suprapune. Păi da, dar noi le-am rezolvat în măsura în care am rezolvat că sunt buni. Dar la CNI nu-i bun vrem noi. Cea mai mare problemă este că CNI-ul preia suprafața de teren pe care urmează să desfășoare lucrarea. Nu preia până nu-i curat ca în palmă tot, până nu ai nici măcar cea mai mică suprapunere. Și au fost întoarse înapoi, documentații, drumuri, nu aveam luat la perioadă. Iar am luat tot la capăt. Am mai mers la persoane care, într-adevăr, aveau niște suprapuneri foarte mici, dar le aveau. Dar aveau, pentru că suferesc de aspecte de genul ăsta. Odată preluată suprafața de teren pe care urmează să facă lucrări, și asumă efectiv și responsabilitatea încălcării proprietății unei persoane sau altele. Și atunci așa au măsuri de precauții draconice, ca să zic așa. Și le-au mai fost întoarse înapoi documentații, le-au trimis din nou, le-au făcut tot felul de clarificări, la care am răspuns. Și din faza de final se intre în CTE. E și o valoare mai mare, pentru că e 8,2 km. Da. Bun. Vă mai întreb un felul următor. Așa. În data de 24 martie anul trecut, ați făcut servicii de proiectare de drumuri de mutare de drumuri de interes local cu societatea autoconstruct. Așa. În valoare de 33.500. Pentru care sector de drum face referire acest contract? Pentru Cujbic Metalbac. Zonele astea. Pentru Cujbic Metalbac. Da. Am înțeles. Așa era prin și în lista de investiții. E un proiect și îmi puteți spune în ce stadiu s-a făcut documentația, că aici vorbim de serviciile de proiectare. Adică trebuie să înțelegem că proiectul au trecut 10 luni. Păi nu. În partea de achiziții scria serviciul proiectare, nu scria. La celălalt scria și faza Dali. Aici nu mi-apare că e faza Dali. Bine, nu e o problemă. Mi puteți spune, este gata, am recepționat proiectul, este recepționat să fie o procedă mai departe. Au trecut 10 luni când s-a făcut această achiziție. Au trecut 10 luni de zile. Și am să vă spun exact cum stăm vis-a-vis de așa cum ne-am prins noi pe zonă. Am dat la refăcut acest proiect. L-am regândit pentru că noi am prins pe CNI. Pe CNI am prins cu Jbic Poarta Jitării și drumul bisericii separat. Și atunci am convenit cu domnul Popoțanu să regândească pe să... CNI exact... este prinsa linilor da. Și cu ei. Nu. Vorbim de altă, vorbim de altceva, da? Sunt două proiecte diferite, deci el are 8 km și încă unul pe CNI, în al doilea proiect pe CNI. Da. Am înțeles. Și mai avem un proiect separat, al treilea proiect, care e pe satul Nou Crihan și strada Armoniei. După aceste trei proiecte, știi cum, când te lovești de probleme, mai înveți. Toată lumea umblă cu proiecte mai mici, alea cu kilometri mai mulți, sume mai mari și, de regulă, orice instituție finanțează proiectele care comportă sume mai mari. La cel inițial de 8,2 km ați mai luat o parte din el și a pus pe alt proiect? Nu, l-am regândit că astfel să încadrezi în ceea ce ni s-a aprobat de la CNI, da? Și atunci am fost de acord, am convenit în aceeași bani, fără nicio altă sumă. În plus, să rezolvi situația asta de maniera că proiectul să fie adaptat exact la solicitările și proiectul. Așa, acolo la fel, aceeași problemă, nu vă spun. Documentația cu cât de virut construct este pentru un proiect nou depus la CNI? Da. Da. S-a aflut pe lista sinteză? Da. S-a aflut pe lista sinteză? Asta vă spuneam. E un proiect diferit. De comun acord cu dumneavoastră, am convenit să-l adaptăm exact după lista sinteză ca să ne putem. Și atunci, și mai aveți tot așa o documentație și o expertiză pentru
modernizare, dar nici expertiză, cu societatea ultraproiect, făcut în luna 31 august. Așa. Pentru ce proiect? Pentru ce zonă din comună s-a pentru satul Nou Crihan și strada Armoniei. E satul Nou Crihan, toate străzile din Crihan. Toate străzile și cu strada Armoniei la... La doamna Cipoia, ca să mă dau ca să așa o persoană pe care cunoaște. Da. Am înțeles, da. Asta spune. Dar eu nu am obiectivul. Orice credeți dumneavoastră. Și acest proiect se depune tot vicenei sau e cu finanță? Vicenei, toate vicenei. Dar sunt pe lista sinteză. Deci toate trei proiectele pentru care le implementați sunt pe lista sinteză. Cel mai avansat e la care e deja în comisia tehnică. Da, și cu am avem toate, la satul Nou Crihan avem toate avizele, tot ce ține, dar e încheiat tot predat și cu toate avizele pentru tehnică. Vă mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc, domnul Berușca. Doamna Poiceanu, da. Vă rog. Vreau doar scurt să propun, să sugerez ceva. Obicei, vă rog. Da. Având în vedere că se lucrează la buget sau se va lucra cât de curând la buget și având în vedere că Biserica din Dealul Mare are o problemă de infiltrații de apă și deja picturile au început să degradeze, este un monument istoric, are proiect și toate avizele obținute s-au cheltuit 300 de milioane pe aceste avize, la sfârșitul anului se pierd și are nevoie de o finanțare anul acesta. Deja picturile au început să degradeze. Da, domnul Berceanu, este adevărat că am fost la biserică, am studiat problema cu părintele. Este un proiect mai vechi, pe care îl cunoaștem cu toții, care, din păcate, nu a reușit să intre la finanțare. Datorită faptului că lucrurile se întâmplă ca la noi, ca la Bogura, am pornit efectiv de la nimic acolo. Deci nu am avut niciun act, nici măcar acte de referință referitoare la anul nașterii bisericii, ca să zic așa, Emil Brăescu, finanțat de familia Brăescu din Măgra. Într-un stadiu de degradare foarte, foarte ridicat, acoperișul îi face mari probleme, v-aș ruga să ne spun de faptul că este un moment istoric. Exact. Este clădire de patrimoniu și nu ne putem juca. L-am depus și pe CNI, proiectul despre care vorbesc dumneavoastră, nu a fost plătit nicio sumă. Așa am convenit cu cel care a făcut, care a lucrat la SF-ul. Nu și-a primit în ziua de astăzi banii, nu am avut nicio pretenție, doar în condițiile în care vom reuși să accesăm sau să le depunem, să onorăm și noi datoria pe care o avem la dumneavoastră. Eu sper tare să găsim soluții. Dacă nu vom găsi pe CNI, nu știu dacă vom găsi, sunt finanțează mai greu proiectele de astfel de lucrări de biserici și de așa, și atunci cred că vom încerca pe fonduri locale să susținem, să facem o infuzie de capital, să zic așa, mai am acolo. Da. Eu am sunat deja proiectantul și l-am anunțat că să se pregătească oarecum, să reactualizeze ce trebuie actualizat acolo. Și cred că vom găsi înțelegeri la dumneavoastră să luăm măsurile necesare, să schimbăm situația de acolo, care ar putea să fie destul de dificil în condiții în care și cultele și toate instituțiile care au, care supervizează astfel de clădiri de patrimoniu, să se alerteze vizavi de faptul că nu stăm în Europa bine acolo. Mulțumesc! Să vă opun cu o secundă, dacă îmi răspunde domnul primar, în toate discuțiile cu drumurile, n-am auzit Valea Mugure. În ce etapă va intra în asfaltare? În proiectul despre care plătea domnul Beruș, că prima... E primul proiect de Da, mulțumesc! Stimați colegi, cred că sunteți de acord să-l ascultăm și pe colegul nostru, domnul Bogdan Pleșca, și-a manifestat dorința să ne... Dacă tot ai plicat, doamna Beceanu, subiectul bisericii din Dealul Mare, care e un istoric de la noi, eu cred că așa ar fi corect, din ce știu eu, s-au cheltuit vreo 30.000 de lei cu proiectarea și cu toate astea, ar fi corect ca dumneavoastră și Consiliul Local să-i dați banii preotului, măcar banii ăștia de proiectare. Și eu de aici să mai suplimentați ceva ca să puteți să faceți această investiție, numai că Lucian, banii ăștia 30.000 de lei au fost suportat. Da, nu am nicio problemă. Și a fost încurajat de administrația locală, tocmai din cauza asta mi s-a părea corect ca
ca această sumă să fie înapoiată. Doi la mână am văzut că a ridicat o problemă colegul meu ce unaș și noi cum suntem aici în echipă, avem probleme, dar venim și cu soluții. Problema câinilor comunitare, problema de care mă lovesc și eu aici în localitate. Am venit cu rezolvarea cu 4 ani de zile, nu am găsit înțelegeri la administrația locală din municipiul Bacău. Cred că dumneavoastră aveți, poate aveți mai mult succes acum, fiind și coleg de alianță și de guvernare cu dumneavoastră. Trebuie doar să încercați, domnul primar. Mergeți și bateți la ușă la domnul primar de la municipiul Bacău și vedeți dacă vă poate ajuta să aveți poziția. Negocierile și înțelegerile între instituții și un parteneriat între primarul primăriei Măldura și primarul municipiului Bacău, decât între colegi de partid. Și eu cred că o să găsiți înțelegerea. Dar trebuie doar să bateți la ușa. Vă mulțumesc. Aici vreau să intervin, pentru că săptămâna trecută am luat legătura cu primarul Viziteu, și prin intermediul dumneavoastră am ajuns la domnul Dinu Pescariu sau Francesco, așa, da, care răspunde de adăpostul de la Bacău. Am stat destul din mult de vorbă cu dumneavoastră, am încercat să găsim o soluție și o soluție bună pentru toată lumea este aceea care a spus-o și domnul Talava. Prin externalizare, da. Educarea cetățenilor, asta o spun de la mine, nu de la domnul Francescu, educarea cetățenilor de la noi, din comună, că și eu am trei câini acasă, să-și țină câinii în curte, să-și sterilizeze, să-și... Da, Masalina, suntem vreo de 100 de câini în moment de față. Dacă așteptăm să-i prindem și să-i sterilizăm, ajung pe istoria. Ascultați-mă un pic. Adăpostul de la Bacău, mi s-a spus și de către domnul primar, de către șeful adăpostului, mai puțin de 30% din cheltuielile adăpostului sunt din banii primăriei, restul sunt din surse ONG-uri din străinătate. Da, și este... Acum, dumneavoastră... Nu vor veni la noi să ne ajute să... Da, mă, se poate face și adăpostul. Domnul Vasile, trebuie să înțelegeți că ține mai mult de latura juridică a problemei. Bună voință, Deci nici măcar contractul ăsta nu ca și această problemă. Exact. Nu există ca ei să ne emită nouă factură, primăriei în procura și noi să-l plătim. Nu există. Dar nu există... Sunt două ori nu există așa. Deci nu există posibilitate ca... De fapt, cine durea pe noi cel mai tare? Care avea cine să ne ajute cu sterilizarea? Ne durea așa cum s-o lovi și bagajul în trecut. O persoană care are dreptul să tranquilizeze, efectiv, o armă de tranquilizare. Ascultați-mă, doamnă, probabil. Da? Ceea ce este imposibil să vină să lucreze pe raza altui OAT. Nu are cum. El își desfășoară activitatea doar pe raza teritorială a administrației, a localității unde este angajat. Nu poate să fie împrumutat ca idee să vină din altă parte. Aveți o soluție. Adevărat că o spune doar voi. Ce ajuns că o spune domnul Vici? Să facem contract cu o firmă care are dreptul să lucreze, are o armă, îi tranquilizează, îi duce, îi sterilizează. Dar aia ceva numele aici. Voi să faci parteneriat între două dar nu vrea. Haideți să vă spun că am discutat cu domnul primar. Deci eu pot să fac doctoratul în câinii comunitari. Deci problema este... Mulțumesc. Știți foarte bine și atunci când ați venit cu soluția, cu firma din Bârlad, am spus că există niște pamete identificate, niște firme de aici din Bacău. Una cred că era din Buhuș. Problema câinilor comunitari este o problemă națională. Nu este o problemă numai a comunii Mărul. Nu, chiar dacă noi găsim înțelegeri la domnul Vizitiu, să întâmplă așa, după aia Mărgineni, mai avem Sarată, mai avem nu știu care. Eu cred că problema este că toate aceste comunități, chiar am discutat cu domnul primar, zic, hai să facem noi, prin Gal, prin nu știu cum suntem noi 7 comuni, să facem un țarc, adică să facem un proiect european. Am înțeles, oricum noi am luat hotărârea să rezolvăm câinii din... Să știți că sunt... Sunt foarte gălăcioși în perioada asta, au o anumită perioadă anului, care sunt foarte incisivi și răi. Dar nu-s bolți, nu sunt o
toată comuna. De pentru asta nici o localitate din mediul rural din țară nu sunt grămădiți să facă astfel din țară. Da. Investiția e foarte mare, necesită foarte multe aprobări, pentru că vorbim de animale și de, eu știu, de așa, și atunci, da, atunci investiția aproape nu se justifică. Termin cu ce este din când. Ce faci cu țacul, ce faci cu medicul angajat, cu tot ce ține de toate. Da, trebuie angajat un medic. Bun, problema de... Mulțumesc. Deci problema, că eu comentar, constă în două probleme. Sunt cei fără stăpân, care noi o să-i luăm, sterilizăm și nu știu, rămân câinii aia comunitari care au un stăpân și pe care undeva trebuie să găsim soluții și înțelegerea la acești oameni să sterilizeze câinii. Chiar dacă la un moment dat, nu știu dacă noi este legal să punem bani, prindem bani buget, să-i sterilizăm câinii din curte. Cred că dacă nu este dacă nu vrea să sterilizeze, eu zic că la Mercedes, vrei Mercedes, plătești 3.500 de lei, frate, pentru că un câine, ca să-l sterilizezi, conform ofertei care am primit oferta acum, și cu 700 de lei, la unele 8, la unele 7 ori 5, pui sunt 3.500. De să sterilizăm mai temelul, și mai ieftin. Da, deci nu asta e. Dar cine stabilește sexul, dar nu mai contează. Deci trebuie conlucrat cu această investiție a noastră care în câini comunitar care nu au stăpân, trebuie să facem și niște proiecte de hotărâre așa, în care să obligăm cetățenii comunii, să sterilizeze câinii din curte. Dacă nu, trebuie să găsim soluții legale. Doamne Vice, am 12 câini în fața depozitului, ce fac cu ei? Așteaptă să ia rândul. Da, vă rog. Dar domnul Trăistaru, după care domnul Chipers și vă propun să ne oprim, da? O problemă, dar ce soluție la problemă? Cred că ați observat dalele alea de la rigul ăla care traversează intrarea drumul pe vale, o parte din ele s-au uzat. În același timp, sunt foarte multe dale, nouă mânițe, care sunt folosite pentru a acoperi rigul ăla până la deversarea în prâu. Am putea să le folosim și să le inversăm între ele, exact. Fără costuri și cred că s-a rezolvat ușor. Da, nu vice, aici așa. Acum, problema este de grosime, dacă... La fel. E aceea sigur. Doar că... Da, mai avem domnul Dumnezeu? Da? Ok. Mulțumesc, domnul Chiper. Domnul președinte, domnul Nepoar, avem și noi că dacă a adus discuții la domnul Aiceanu de biserici, avem și noi o problemă la satul Crian, la biserica... la Părintele Nicoare. E problema cu drumul. Așa. Drumul care face legătura, drumul de acces care s-a făcut acum... Pârtea e deschis. Pârtea e deschis, s-a făcut, până la urmă s-a balastrat o parte. Eu zic că dacă se poate pune niște bănuți pentru a face un drum de acces cât de cât, adică să turnăm un beton acolo, să putem să facem cât de cât se poate urca o mașină acolo, să putem să... Pentru că, vă zic sincer, dacă un om în biserică îi se face rău, majoritatea sunt bătrâni, nu are cu ce să urce până acolo. Sau dacă ia foc biserica, de cum ajunge o pompieră acolo? O mică completare. Nu acum. Poate fi drumul introdus în nou. Dar nu vii tu, președinte, în ședință? Tema diversă, domn președinte. Domn primar, poate fi introdus în nou. Haideți să vă ajutați. Domn primar, ascultați voi. Ascultați-vă un picuț. Vă fac următă. Puteți să o și filmați. Vă fac o propunere. Faceți-vă rost de niște măști cu zâmbet. Când va veni bugetul, o să... numai acolo o să rămâne. O să-ți unii vreți toți. Confirm. Da. Haideți să vă dau și să știți că anual, de fapt știți, dumneavoastră majoritatea sunteți cuțin și chiar dacă nu, sunteți locuitori ai comunii și știți și din anii anterior că am susținut toate bisericile din comună cu sume atât cât am putut noi suporta din bugetul local și cât am putut aloca. Preoții vin, în general, vă ajut toți oamenii, să știți, cu solicitări către primărie, către Consiliul Local, pentru sprijin și anul acesta.
Cea mai consistentă va trebui să fie aici, la, la Emil Băiescu, dacă nu găsim alte resurse de finanțare. Și să știți că s-au antamat și alte persoane care locuiesc în Comuna Măgura să susțină lucrarea de acolo. Și asta e un lucru foarte bun, dar așteaptă și de la noi susținere, pentru că așa e corect. Adică să fim noi cei care susținem, eu știu, o proporție de măcar de 50-60% lucrarea și vin și dumneavoastră să pună diferența. Așa îmi spune părintele Eduard, că Ungureanu, că sunt oameni doritori care ar vrea să contribuie, dar nu pot ține suma atât de mare. Și părintele Nicoar a venit cu solicitarea. Sunt probleme din natură juridică acolo vis-a-vis de drum. Încă nu au perfectat, dar actele urmează să meargă la notarie. De aceea, cum aștept că nu mi-a venit, am lucrat intens toată vara anul trecut, când am putut, cum am putut, am mai trimis și noi bun de excavator nostru, să mai ajut un pic să mai miște lucrul. Am găsit și un privat care tot la fel a venit în sprijinul nostru, fără bani, cu un bulldozer, cu vreo câteva mașini de piatră, am nimai bine, mai ajută. Trebuie să rezolvată natura juridică a problemei acolo, să-și facă dumneavoastră mai întâi actele. Eu chiar am sugerat că la finalizarea documentației să defaci efectiv drumul și să-l doneze primăriei Măgura. Să devină ca să putem baga domeniul public, să fie în area noastră de operare. Să putem să facem într-adevăr ceea ce își doresc dumneavoastră. Să turnăm beton, să betonăm până sus. Asta nu spune problema, pe partea de inclinare care gradul de inclinare care e acolo, nu cred că rezistă vreun asfalt. Pe perioadă de bani. Vom găsi soluții la vremea respectivă. Deocamdată să rezolve dumneavoastră cu treaba la notariat. Da, mulțumesc. Ultima. Pune masca. Să aveți dumneavoastră mască. Este și filmat. Nu contează, dumneavoastră aveți mască. A venit domnul... printre altele am discutat cu domnul Ciorcile și au venit cu o propunere foarte bună, pe care uitați să o zic, dar o zic eu. Mulțumesc. Domnul Ciorcile a venit cu soluții, doamne, după ce sterilizăm pe câini, îi facem așa, ceas, așa, fiecare consilier să adopte câte un câine. Așa, și am scăpat. Dumneavoastră ați venit cu ideea, trebuie să adoptați doi. Mulțumesc. Mulțumim! Locuitorii găsim fiecare din primul. Foarte mulțumesc! Mulțumim! Dacă nu mai sunt probleme, vă mulțumim pentru participare. Da, am așa.